Bună dimineața, salut prezența tuturor celor care au acceptat să devină la dezbatere publică. Subiecte destul de așa complicate pentru noi, pentru a face o mică introducere. Deci noi am înregistrat proiectele de lege pentru că așa prevede procedura juridică, dacă dorești să expună Comisia de la Veneția asupra lor. De ce noi le-am înregistrat? Este inițiativa Serviciilor de Informație și Securitate și mai departe au fost transmise către Comisia de la Veneția să se expună. Dar totodată, îmi cer scuze că spun eu mâniș, că am greu răsuflu, dar sperăm că o să ieșim cumva. Dar totodată, deci noi ne dorim ca să avem și poziția ONG-urilor din acest domeniu, până Comisia de la Veneția se va expune referitor la proiectele de lege. Deci noi avem intenția de a face solicitare și către DICAF să expună asupra acestor proiecte de lege. Știu că sunt prezenți aici de la Soros, sunt prezenți Watchdog, dar și alte deci organizații. Proiectul de lege șede de o lună de zile, de fapt, a fost plasat de Serviciul Informației și Securitate pe site-ul lor, cu solicitarea să se expună societatea civilă asupra lor. Din păcate, ori nu a fost văzut proiectul de lege, ori nu a fost mediatizat îndeajuns. De aceea noi am hotărât, înainte de anul nou, să venim cu rugăminte la dumneavoastră să vă uitați peste acest proiect de lege, să vă expuneți asupra unor puncte. Da, și noi avem vreo 11 articole la care, pe contraspionaj, la care credem că trebuiește mai multă expertiză. Deci această dezbatere are ca obiectiv, da, în care dumneavoastră să ne oferiți expertiză pe anumite compartimente din această lege. Pentru că noi când vom ajunge să-l dezbatem în plenul Parlamentului, împreună cu expertiza Comisiei de la Veneția, noi să avem și expertiza experților locali, da? Să intervenim acolo unde trebuie să schimbăm, pentru că noi înțelegem activitatea Serviciilor de Informație și Securitate, nu trebuie nici să aibă nici prea multă putere, nici prea puțină putere. Da? Pentru că noi ne dorim să avem, să fim siguri că ei își fac bine treaba și ne asigură securitatea, dar totodată trebuie să nu le permitem să facă abuz de putere atunci când își îndeplinesc serviciile. Da? De aceea, solicitarea deci noastră este, știu că este sfârșit de an, dumneavoastră puteți și solicita la finanțatorii noastre, dacă noi facem către dumneavoastră o solicitare, să vă expuneți cu expertiză, să cereți anumite sume de bani ca să vă dea, să vă expuneți și dumneavoastră cu expertiză suplimentară. Și noi să fim recunoscători pentru implicarea deci mai activă, că noi chiar contează. Noi cu proiectul de lege privind spalarea banilor am făcut vreo 3 dezbateri. Deci am făcut. Da? Noi îl vom vota în prima lectură și deja avem anumite instituții care spun că trebuie să intervenim și o să avem încă o dezbatere până a fi votat în lectura a doua. Deci noi avem o înțelegere aici în cadrul comisiei. Mai întâi anunțăm, deși avem, indiferent că vin de la opoziție sau de la putere, cei care sunt la guvernare, mai bine zis, un proiect de lege, noi mai întâi îl prezentăm în cadrul comisiei, apoi îl înregistrăm, supunem dezbatere publice, niciun proiect sensibil nu trece fără ca noi să avem expertiza societății civile. Deci am să rog pe domnul director să prezinte împreună cu juristul, da, să prezinte cele două proiecte de lege, de trei. Unul este pe activitatea de ofițerilor de informație și securitate, dar eu am să rog să le prezinte pe toate trei, sau separat, după care rugămintea mea este să intervenim toată lumea, să ne expunem, pentru că în dependență cum noi o să votăm această lege, împreună cu expertiza noastră, atâta securitate o să avem. Deci asta este rugămintea, cât mai mult. Deci noi le-am înregistrat numai din, cum îi zice, din cauza, dacă să le putem transmite la Comisia de la Veneția. Noi nu le-am fi înregistrat, am zis că hai întâi să le înregistrăm, să vedem care este poziția Comisiei de la Veneția pe aceste proiecte de lege. Dar am spus, expertiza locală este la fel de importantă ca și expertiza Comisiei de la Veneția. Domnul director, vă rog. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație la această discuție. Deci, trei proiecte de legi. Primul este
legea privind serviciul de informații și securitate a Republicii Moldova, o lege cadru nouă sau rescrisă, cea existentă rescrisă. A doua este modificarea legii cu privire la statutul ofițerului de informații și securitate și a treia este o lege conceptuală nouă privind activitatea contrainformativă și informativă externă. Aceste proiecte de legi au fost gândite, elaborate cu aportul colegilor mei din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, parcursul mai multor ani. În elaborarea lor s-a ținut cont față de recomandările Comisiei de la Veneția de data trecută, deci asta a fost 2016-17, cam pe atunci. Deci mai multe recomandări de acolo s-au luat în calcul și s-au inclus în aceste proiecte de legi. Dar să le luăm pe rând. Deci, prima, noua lege cadru a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova. La procesul de lucru de modificare a legii existente, totuși volumul de modificări mai mici, mai tehnice, era destul de mare, plus la toate modificările, de când există legea SIS actuală, în vigoare, și până la ziua de azi, în ea s-a intervenit de peste 30 de ori, respectiv s-au făcut foarte multe modificări în diferite părți, de aceea s-a luat o decizie de a rescrie integral toată legea. În esență, modificări conceptuale de cum arată și ce este serviciul de informații și securitate nu s-au făcut, dar s-au ajustat mai multe aspecte, iarăși, tehnice, dacă putem vorbi așa. Un pic de descriere ce se regăsește în legea cadrului a Serviciului de Informații și Securitate. Ține de direcțiile de activitate, sunt cele două de bază, informativă externă și contrainformativă, după care este a treia activitate specială de investigație în cazul în care SIS participă la investigarea infracțiunilor sau alte activități stabilite de legislație. Noi avem peste 5-7 legi de altă natură în care atribuie serviciului alte funcții, de exemplu, legea privind semnătura electronică, tot atribuie SIS-ului competențe în stabilirea normelor tehnice de securitate criptologică, legea privind combaterea terorismului, prevenirea combaterea finanțării terorismului și tot așa mai departe, multe legi care oferă serviciului suplimentar unele competențe. Noi s-a făcut un pic de modificare în acest articol 5 pentru a descrie că sunt alte activități stabilite de legislație și de care SIS trebuie să țină cont. Dar de bază este activitatea informativă externă și contrainformativă. Comunicarea informațiilor, ce tipuri de informații și cui îi se adresează această informație. În articolul 6 din proiectul de lege se descriu beneficiarii legali de informații, cei cărora noi le transmitem informația analitică produsă de noi. Deci este președintele Parlamentului, președintele Republicii Moldova și prim-ministru, președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională și Apărare și Ordine Publică, ministrii, conducători ai altor autorități administrative centrale, inclusiv autonomii față de guvern, în cazul în care informația vizează anumite probleme pe anumite domenii, primarul general al municipiului Chișinău, primarilor municipiilor, președinților de raioane și guvernatorul Găgăuziei, când informația vizează problemele ce țin de competența acestora, procuratorii, organ de urmărire penală, când informația vizează pregătirea sau comiterea unei infracțiuni. Informațiile respective sunt atribuite toate la secretul de stat, ori pentru asta este o altă lege separată care descrie toată procedura de atribuire la secret de stat sau desecretizare. Și se include și un punct în care beneficiarii informațiilor vor informa serviciul despre relevanța informațiilor prezentate și acțiunile întreprinse. Deci încercăm să avem și un feedback, deci o procedură prin care noi primim răspuns ca să știm cât de bine ne coordonăm acțiunile. Obligațiile serviciului, dreptul serviciului, tot în mare parte ceea ce este și acum în cadrul legislației. Un articol, articolul 9 în proiectul de lege, prevede un mecanism care noi îl utilizăm la moment, dar vrem să-l oficializăm mai bine, este avertismentul oficial, care este adresat unei persoane sub formă de prescripție scrisă, prin care se solicită persoanei vizate să respecte Constituția și alte legi ale Republicii Moldova, drepturi, libertăți fundamentale și să nu comită încălcări ale legii sau fapte ce prezintă pericol pentru securitatea națională, aducând la cunoștință posibile consecințe legale. Deci în cazul în care persoana poate din neștiință depășește cadrul legal existent, indică sau provoacă la ură interietnică sau la anumite acțiuni agresive, atunci noi avem o discuție cu persoana respectivă, îi explicăm că se depășește cadrul legal, ar putea să fie anumite consecințe. Noi propunem să avem acest instrument avertisment oficial în care persoana este informată și se înmână documentul.
Și despre aplicarea avertismentului oficial se anunță procurorul general, care la rândul lui deja acționează în consecință. În capitolul 3, ce ține de organizarea activității, conducerea și personalul serviciului, sunt câteva modificări ce ține de modalitatea de numire a directorului, dar și modalitatea de demisie a directorului. La moment, în legislație, erau unele ambiguități la acest capitol. Perioada mandatului de 5 ani rămâne așa cum, și nu mai mult de 2 mandate consecutiv rămâne așa cum este. Jurământul este același, faptul că este independent în exercitarea mandatului și în drept să participe la ședințele guvernului, în mare parte este similar. S-a modificat un pic la condițiile de numire în funcție, încetare și suspendarea mandatului directorului și s-au listat cam o serie întreagă de atribuții a directorului Serviciului de Informații și Securitate, ce drepturi are și ce responsabilități. Directorii adjuncți, dacă la moment directorul SIS este asistat de către un director adjunct, atunci noi propunem să fie 2 directori adjuncți din considerente pur organizaționale. Practica arată și experiența anterioară și eu confirm deja 2 directori, unul pe activitatea operativă și altul pe activitatea de suport operativ. Este foarte important pentru că se permite gestionarea mult mai bine a activității serviciului. Iarăși sunt prevăzute condițiile pentru directorii adjuncți care trebuie să aibă o activitate, o vechime nu mai mică de 10 ani de activitate în cadrul serviciului, înainte de a putea fi numit și în general considerat pentru această funcție. Colegiul serviciului, în articolul 20 din proiectul de lege, Colegiul serviciului este un organ de guvernanță internă, dacă doriți, în care se discută mai multe probleme și modalitatea de probleme, activitatea curentă, se aprobă planurile pentru anul viitor, se recepționează rapoarte, etc. De asemenea, articolul 22 prevede sau descrie mai clar ce este Institutul Național de Informații și Securitate. Asta e instituția de bază în care sunt pregătiți ofițerii în cadrul serviciului. Un lucru foarte important care am ținut noi să-l menționăm aici, că el nu face parte din Sistemul Național de Învățământ și Educație și nu este supus dispozițiilor în vigoare cu privire la autorizarea și de funcționare provizorie și acreditarea instituțiilor de învățământ, ori el este un centru de pregătire a cadrelor strict destinat pentru serviciu și pentru activitatea sau necesitățile noastre interne. De asemenea, la capitolul 5, capitolul 4, protecția socială juridică a angajaților serviciilor, aici se e un început care continuă mai departe în legea privind statutul ofițerilor de informații și securitate, după care capitolul 5, persoanele care colaborează confidențial cu serviciul, care sunt drepturile serviciului în a atrage astfel de persoane, ce fel de garanții sociale se acordă și așa mai departe. Despre controlul asupra activității serviciului, capitolul 7. Aici e foarte important să avem discuții la subiectul dat, ori, așa cum a menționat domnul președinte Comisiei, serviciul, având un statut special, având anumite atribuții și competențe, trebuie, activitatea serviciului trebuie balansat foarte bine și trebuie asigurat un control corespunzător. Noi ne-am uitat și în experiența internațională, inclusiv la cei de la DICAF, și mă bucur că o să avem și o opinie din partea lor și din partea Comisiei la Veneția. Există 3 tipuri de control. Control parlamentar, control judiciar și control financiar. Controlul parlamentar este asigurat de către subcomisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității serviciului din cadrul Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Controlul judiciar se asigură de către Procuratura Generală și instanțele judecătorești și controlul financiar este exercitat de către Curtea de Conturi. Deci serviciul, ca și orice instituție publică, este supus controlului periodic de activitate sau de utilizarea fondurilor publice puse la dispoziție. Asta ar fi, pe scurt, despre acest proiect de lege. Trec pe toate și apoi da, întrebări și răspunsuri. Okay. Deci, al doilea proiect de lege ține de modificare și completare legii numărul 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informație și securitate. Scopul pentru care, deci aici se vine cu o serie de modificări, dar nu se rescrie legea integral. Scopul este de a îmbunătăți substanțial prevederile existente, ce reglementează statutul juridic al ofițerului de informație, fiind un statut special. Ori la moment au fost constatate mai multe lacune legislative și ajustarea acestor la noile situații de fapt apărute care necesită a fi reglementate.
Câteva puncte importante din proiectul de lege. 1. Sunt noi condiții de angajare, și anume posibilitatea de angajare în serviciu a persoanelor care, pe lângă cetățenie Republicii Moldova, deține și cetățenie unui stat membru al Uniunii Europene. 2. O normă juridică care permite ofițerului de informații de a deține o funcție de conducere numai dacă acesta are o vechime de muncă în cadrul SIS-ului nu mai mică de 3 ani. Fapt ce va duce la asigurarea unui management eficient. 3. Circumstanțele în care ofițerul de informații se va considera ca fiind în exercițiu funcției. Deci se propune o completare prin care ofițerul nu se consideră că se află în exercițiu funcției și nici nu are calitate de asigurat dacă acesta a comis o contravenție, ceea ce înseamnă că acesta este exclus de la achitarea plăților de asigurare de către serviciu pentru faptele sale ce atentează la ordine publică. De asemenea, se fac ajustări la temierile de detașare și trecere la dispoziție, fapt care va exclude neclarități apărute la aplicarea practică a normelor legale. Punctul 5. Temeiuri noi de eliberare din serviciu, la expirarea contractului și la atingerea vechimii în serviciu. Acolo deci, se elimină unele obstacole și neclarități. Punctul 6. S-a propus calcularea în condiții avantajoase a vechimii în serviciu pentru perioada de aflare ofițerului de informații în misiune specială peste hotarele Republicii Moldova, având competența de activitate informativă externă. 7. Prevederi ce vizează ofițerul de informații care vor fi detașați în instituțiile serviciului diplomatic și în privința căror se vor aplica garanțiile acordate prin legea 761 cu privire la serviciul diplomatic. La moment noi avem reprezentanți oficiali, ofițeri SIS care activează în cadrul unor ambasade. 8. Prevederi care i-ar asigura ofițerului de informații un minim de garanții sociale, inclusiv spațiu locativ, indemnizații în cazul detașării sau numirii într-o funcție ce implică schimbarea localității de domiciliu, atât pentru el cât și pentru membrii familiei. De asemenea, se include indemnizații lunare în mărimea unui salariu lunar membrilor familiei în cazul în care, în legătură cu aflarea acestui în misiune specială, acesta a căzut în captivitate. De asemenea, se propune instituirea obligației statului de a întreprinde toate măsurile necesare și posibile în vederea eliberării ofițerului de informații. Asta ar fi pe scurt despre cele modificări care le propunem la legea numărul 170 prin statutul ofițerului de informații și securitate. A treilea proiect de lege, care este unul conceptual nou pentru Republica Moldova, pentru cadrul legislativ care îl avem în Moldova, este legea privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă. Ori asta e foarte important, această lege să existe, ori un serviciu special, și nu este doar Republica Moldova, să nu spunem noi, este o practică internațională, în special la nivel european, ca un serviciu de informații, un serviciu special, să aibă o lege specială pe activitatea contrainformativă și informativă externă. Unui serviciu special nu este organ de drept și noi nu investigăm activitate criminală, activitate infracțională și nu căutăm, spunem, oamenii la pușcărie. Asta e treaba procuratorii, poliției, CNA, serviciu VAMAL, alte instituții care au urmărire penală ca și competență în activitatea lor. Scopul serviciului totuși este de a acumula informații prin activitatea contrainformativă și informativă externă, de a acumula informații, de a o analiza și ulterior de a acționa în consecință atunci când este nevoie de a o preveni sau contracara. Deci noi, un serviciu este eficient atunci când o infracțiune, să o numim chiar și cea trădare de pată sau spionaj, nu se realizează sau nu are succes în tentativele de a fi realizat. Pe scurt despre acest proiect de lege. În primul rând, se descrie mecanismul de realizare a activității contrainformative și informative externe și se dă o definiție ce este asta și de ce este nevoie de a avea o astfel de lege. Și se creează un sistem adecvat de garanții și control asupra realizării acestor activități, în scopul prevenirii oricăror eventuale abuzuri. 2. Se instituie mandat judecătoresc. E o instituție drept care reprezintă autorizarea de către instanța de judecată de a efectua măsuri contrainformative ce reprezintă o ingerință în viața privată. Aici e foarte important. Judecătorul este cel care va da autorizarea ofițerilor SIS să desfășoare anumite măsuri contrainformative. Și chiar dacă circulă în spațiu public foarte mult falsuri la capitolul ăsta, că nu va fi deloc asigurat controlul judiciar, asta e un fals, pentru că e special prevăzut un capitol întreg la acest subiect. Mandatul judecătoresc urmează a fi eliberat la demersul argumentat al conducerii serviciului de către un judecător special împuternicit în acest sens. Măsurile contrainformative care vor putea fi efectuate cu mandatul judecătoresc sunt expres stabilite în lege,
acestea fiind realizate la supravegherea și cercetarea domiciliului sau comunicărilor înfăptuite de către persoane prin diferite sisteme de comunicații verbale, electronice, poștale. Deci în orice acțiune, măsură contrainformativă care reprezintă ingerință în viața privată a unei persoane, trebuie să fie autorizat de către judecător. Există un caz, acum o să le explicăm, în care asta trebuie să meargă la procuratură pentru încă o semnătură de către procuror și ulterior la judecător. Acum o să explicăm. Măsurile contrainformative care vor putea fi desfășurate cu autorizarea directorului serviciului sunt o serie de măsuri care nu reprezintă ingerință în viața privată sau o ingerință foarte, foarte mică, cel puțin din practica noastră, va putea fi autorizată de către directorul serviciului. Printre acestea se regăsesc identificarea abonatului, proprietarului sau utilizarea unui sistem de comunicații electronice, unui punct de acces. Sunt o serie de... Și o să trec prin lege și o să le explic pas cu pas. De asemenea, sunt prevederi clare în privința temerilor pentru efectuarea măsurilor contrainformative și procedura autorizării măsurilor contrainformative. Deci exact în care circunstanțe, față de care persoane, în care cazuri, serviciul are dreptul să meargă la judecător și să ceară astfel de autorizări. Definirea tuturor măsurilor contrainformative. Am dat o definiție la fiecare din ele, ce reprezintă, deci anume pentru a nu permite abuz și interpretarea unor aspecte, s-a dat o definiție clară la fiecare măsură contrainformativă și informativă externă, ce este asta și cum se desfășoară. Durata totală a efectuării măsurilor speciale de investigație. În privința unei persoane dispusă pe o faptă concretă, nu poate depăși cumulativ 2 ani de zile. Deci autorizarea se face de judecător de până la 90 de zile, cu posibilitatea de a fi extins cumulativ până la 2 ani de zile, cu excepția unui singur caz, când se propune 6 luni, în cazul investigației sub acoperire, livrare controlată și blocarea unui punct de acces conectat la un sistem informatic sau la rețele de comunicații electronice. Realizarea tuturor măsurilor contrainformative vor fi consemnate într-un proces verbal, elemente constitutive al căruia fiind stabilite prin lege. Un alt element novatoriu constituie obligația serviciului de a informa persoana despre faptul că în privința acesteia a fost desfășurată o măsură contrainformativă ce implică o ingerință în viața privată. Deci după ce s-au desfășurat măsurile contrainformative, dosarul deja nu mai are continuitate și el se închide, dosarul special, mă refer cel din gestiunea noastră, și serviciul este obligat să informeze persoana. Și despre asta trebuie să informeze judecătorul că el a realizat această acțiune. În cazul în care informarea persoanei la ziua X reprezintă un pericol pentru alte activități contrainformative, atunci serviciul trebuie să ceară permisiunea judecătorului în a extinde perioada. Deci nu a informa azi, dar peste o anumită perioadă de timp. De nu mai mare de un an de zile, dacă nu vreau să mai am să acolo. Deci informarea trebuie să, în cazul în care nu sunt alte circunstanțe, informarea persoanei trebuie să se realizeze în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării cauzei și clasarea dosarului special. De asemenea, se reglementează pentru prima dată un segment primordial al activității unui serviciu special, cum este activitatea informativă externă. Ori la noi în legislație se prevede pe scurt că serviciul face activitate externă, dar nu este descris foarte clar ce este asta, în ce circunstanță, cum și care sunt garanțiile și protecția ofițerilor care merg în misiuni în afara țării noastre. Măsurile în afara informativă externă se desfășoară în scopul cunoașterii intențiilor statelor și persoanelor în parte vis-a-vis de Republica Moldova. Sarcinile activității informative externe și temerile de desfășurare. De asemenea, sunt prevăzute măsurile de realizare. Procedura controlului asupra activității date, pentru că măsurile întreprinse în cadrul serviciului să nu degenereze în abuzuri de serviciu. Principalul tip de control urmează a fi controlul parlamentar, care va fi realizat de către subcomisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații și Securitate. În conformitate cu normele propuse, directorul va prezenta anual un raport amplu asupra activității informative și contrainformative desfășurate de către serviciu. Controlul intern permanent e un punct, o responsabilitate internă a serviciului, atât din partea conducerii, cât și a unor subunități speciale abilitate cu funcții de monitorizare, analiză și control. Ca să trec un pic în revistă prevederile proiectului de lege privind activitatea contrainformativă și informativă externă. Deci, se prevăd subiect care efectuează activitatea informativă drepturile și subiectelor care o efectuează persoanele care colaborează confidențial cu serviciul și e detaliat foarte bine cine sunt și în ce circunstanță și ce oferă serviciul și ce fel de protecție. Asistența acordată la efectuarea activității contrainformative, utilizarea mijloacelor tehnice, dosarul special, care este un dosar
intern al serviciului dus sub o evidență foarte strictă și ulterior raportat judecătorului când cerem anumite măsuri. Cum se gestionează materialele relevante? Reglementare departamentală a activității informative. Capitolul 2. Măsuri contrainformative. Un capitol integral. Articolul 12 descrie măsurile contrainformative, împărțit în două părți. Prima parte sunt cele autorizate de către directorul serviciului, în cazul în care aceste măsuri reprezintă o ingerință foarte mică, aproape de zero, în viața privată a cetățeanului. Punctul 1. Punctul 2 sunt măsurile contrainformative care se autorizează cu mandat judecătoresc. Și acestea reprezintă măsuri contrainformative cu ingerință mare în viața privată a cetățeanului, respectiv este nevoie de asigurat un control foarte bun asupra acestora. Printre cele autorizate de către judecător, cercetarea domiciliului, după caz, instalarea în el aparatelor ce asigură supraveghere audio, supraveghere domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice, interceptarea comunicărilor, accesul la informații care se află sau se prelucrează într-un sistem informațional cu sau fără efectuarea înregistrărilor, colectarea informațiilor la furnizorii de servicii de comunicații, reținere, cercetare, predare, perchiziționare sau ridicarea trimiterilor poștale, urmărire vizuală cu înregistrare audio, aici e important pentru că face fi urmărire vizuală fără înregistrare audio sau video, în spații deschise, locuri publice sau încăpări ce nu constituie domiciliu. Există un punct care e cel mai tare intră în viața privată a cetățeanului și anume penetrarea domiciliului și plasarea tehnicii speciale în domiciliu, ori în cazul dat se afectează nu doar viața privată a persoanei de interes pentru SIS, dar și membrilor familiei. Ori în acest caz este o procedură specială de autorizare și anume se va merge, deci în primul rând, asta reprezintă o măsură specială de ultimă instanță. Deci noi trebuie să epuizăm toate restul măsurilor care le avem și să ajungem la concluzia că fără această măsură noi nu putem continua cercetarea noastră, să punem toate argumentele pe o foaie bine, să argumentăm foarte bine, să mergem la Procuratura Generală, la un procuror special desemnat în acest sens, care va analiza suplimentar toate argumentele noastre și dacă și procurorul consideră judicios solicitarea din partea judecătorului a mandatului judecătoresc în acest sens, atunci documentele vor merge la judecător, care încă o dată va analiza acest aspect și respectiv va dispune sau va respinge solicitarea noastră pentru această măsură contrainformativă. Articolul 13. Temeiurile pentru efectuarea măsurilor contrainformative sunt descrise foarte bine în care circunstanță, ce fel de acțiuni investigează serviciul și colectează date, procedura de autorizare, cum se merge la judecător, ce se prezintă, ce reprezintă argumentele noastre, în ce termeni judecătorul trebuie să dea un răspuns, ce se întâmplă dacă judecătorul nu este de acord cu argumentele noastre și el respinge, atunci s-a inclus măsura în care noi mergem la Curtea de Apel pentru a avea încă o opinie. Atât judecătorii de instrucție, cât și judecătorii de Curtea de Apel, care vor avea dreptul să decidă asupra solicitărilor SIS, vor fi supuși verificărilor pentru a li se acorda dreptul de acces la secret de stat. Asta este o procedură care se face și acum. Sunt o serie de judecători și procurori care deja au acces în virtutea activităților, dar nu toți. În dependență de ce cauză judecă judecătorul, au fost și cazuri când serviciul a fost chemat în instanță, judecătorul a solicitat informația, noi am informat că nu are acces la secret, a trecut verificarea, i s-a dat acces la secret, ulterior au fost prezentate informațiile respective. Articolul 16. Condițiile speciale de efectuare a măsurilor contrainformative autorizate prin eliberarea mandatului judecătoresc. Termenul pentru care, despre care am mai vorbit de până la 90 de zile și cumulativ până la 2 ani. Informarea despre rezultatele măsurilor contrainformative și în ce circunstanță am putea cere amânarea acestei informări. Cum vor fi utilizate rezultatele măsurilor contrainformative, un element foarte important și a fost recomandat de Comisia de la Veneția, datele acumulate de serviciu nu reprezintă probă în instanță. Ele nu pot fi prezentate de procuror în instanță de judecată într-o cauză penală. În cazul în care, în desfășurarea măsurilor contrainformative, serviciul acumulează date despre anumite ilegalități, infracțiuni care se desfășoară sau sunt în proces de pregătire pentru a fi realizate, această informație va fi expediată procuraturii care va iniția o cauză penală și la inițiativa lor putem fi și noi parte din acest grup de investigații și împreună cu ei acolo se vor acumula probe
dar asta e treaba procuraturii. Serviciul nu, informația acumulată de serviciu nu poate fi utilizată ca și probă în instanță. Secția 2 din capitolul 2 definește măsurile contrainformative. Ele sunt toate date aici cu detalii și putem vorbi pe fiecare din ele ce reprezintă și în care circunstanță se desfășoară. Ulterior, se prezintă ce este activitatea informativă externă și cum se desfășoară. La capitolul 5, controlul parlamentar. Aici noi am descris mai aprofundat ce reprezintă controlul parlamentar, cine îl execută, ce poate solicita subcomisia parlamentară, ce fel de informații vom prezenta noi. De asemenea, controlul exercitat de către procuror. Aceasta se efectuează de către procurori din cadrul Procuraturii Generale, special împuterniciți în acest sens de către procuror general. Se efectuează în baza plângilor depuse de către persoane ale căror drepturi și interese legitime se presupune că au fost încălcate sau din oficiu, deci procurorul poate din oficiu să inițieze o verificare în cazul în care i-au devenit cunoscute informații despre încălcarea legislației la efectuarea măsurilor contrainformative, dacă aceste fapte pot constitui infracțiuni. În timpul controlului de către procuror, informația privind activitatea persoanelor care au colaborat sau colaborează confidențial cu serviciu poate fi prezentată doar unui procuror din categoria celor menționați, deci e un acces foarte strict. Procurorii, premergător în puternicirii de exercita controlul asupra activității contrainformative, vor perfecta, desigur, că accesul la dreptul de acces la secret de stat, dacă nu dispun la astfel de drept la moment. Controlul intern, iarăși am prevăzut în articolul 59 și controlul exercitat de către magistrat în articolul 60, ceea ce permite sau împuternicește judecătorul atunci când mergem la ei pentru eliberarea unui mandat judecătoresc, să aprecieze legalitatea acțiunilor și dacă consideră că noi am depășit undeva anumite limite, să informeze procuraturii pentru a exercita un control asupra activității noastre. Eu mă opresc aici și să trecem la întrebări-răspunsuri. Domnul director, mulțumim. Acum fiecare deci, se prezintă da, și adresăm întrebările raportorii deci aduc argumentelor pro sau contra. Da. Încă argumente care să o am, domnul Lungu, o să vă anunț la urmă care, pe ce poștă electronică puteți trimite pe subiectele pe care ne-ați adresat întrebări, dar și argumentele pe care le aduceți la întrebările pe care le aveți noastră. Deci o să le trimiteți domnului Lungu, da, și noi mai departe, când o să avem a doilea rundă de dezbateri, nu este exclus faptul să avem a doua rundă de dezbateri până a veni avizul Comisiei la Veneția, cred că după anul nou, da? Și chiar dacă acum unii din colegii noastre nu sunt deci aici în sală, dar pot urmări deci ședința în înregistrare, pot să vină de asemenea cu anumite argumente pe adresa pe care o să o anunță domnul Lungu. Noi vom face o dezbatere în cadrul comisiei separată, apoi o să facem iarăși o dezbatere public pe argumentele pe care dumneavoastră o să le invocați. Bun, cine sparge gheața? Cine este primul? Da, domnul Morozan. Bună ziua, stimați deputați, stimați participanți. Eu mă numesc Sergiu Bozeanu, reprezint astăzi Asociația pentru Protecția Vieții Private, inclusiv Asociația Businessului European. Am ascultat cu mare atenție acest subiect, care este, să spunem așa, de interes major. În mare parte, să zicem, suntem conștienți, cu asta probabil ar trebui să pornim, suntem conștienți asupra necesității de a moderniza tot ceea ce ține de activitatea Serviciului de Informație și Securitate, inclusiv de a adapta toate acele proceduri tehnici, mijloace, metode și tot ceea ce ține de activitatea SIS-ului la noile provocări, la tehnologiile informaționale, dar și în special la drepturile omului. În mare parte, aceste trei proiecte de lege sunt destul de complexe, deci, bine, de joi până astăzi, așa este o perioadă destul de restrânsă pentru a putea da o opinie obiectivă. Am încercat să facem și o analiză, să spunem, asupra proiectelor. Cu regret constatăm că proiectele conțin o sumedenie de ambiguități sau niște descrieri generice, generale, care poți, practic, să încadrezi orice activitate pe care ți-o dorești. Deci, nu știu, iată, chiar din punct de vedere tehnice legislative, normele sunt scrise cu scop descriptibil sau, mai bine zis, acolo unde este un sinonim, se mai atribuie încă 18 sinonime. Eu vă spun doar un simplu articol, iată, toată legea,
Legea este descris, legea privind la activitatea informativă și contrainformativă, articolul 11. Legea, așa conform tehnicii legislative, este, să spunem, temeiul legal de căpătâi, de la care pornim cu tot ceea ce facem în jos deja, prin actele normative departamentale. Legea, în general, așa cum spune și CEDO, articolul 8, pentru că noi astăzi vorbim despre ingerința în viața privată, care va fi admisă de către serviciu. Și așa cum spune CEDO, pentru ca ingerința să fie admisibilă, cu titlul informativ, orice colectare de informații din partea unei structuri a statului se consideră a fi o ingerință în viața privată. Orice, mică, mare, lată, lungă. Deci nu există un calificativ mult sau puțin, există ingerință în viața privată. Pentru că ingerința să fie proporțională, ea trebuie să fie prevăzută de lege. Iată, avem trei proiecte de lege care se intenționează a legifera aceste proceduri. Nu este suficient doar de a avea o lege. Aceste ingerințe trebuie să fie necesare, proporționale și să corespundă cu unanimitate cu acele valori internaționale la care Republica Moldova a aderat, inclusiv cu practica internațională. Iată, la acest capitol probabil o să avem mai multe recomandări sau mai multe obiecții, să spunem, la proiectul de lege, pentru că din punct de vedere conceptual, probabil problema nu stă în a face sau nu a face aceste modificări. Problema e cum să o facem. Dacă e să spunem așa, să generalizăm tot ceea ce s-a făcut în aceste trei proiecte de lege, pentru că mi-aduc aminte anul 2015, 16, 18, când era proiectul Big Brother. Deci aici probabil ar trebui să-l intitulăm I'll be back, da? Big Brother, I'll be back, pentru că în realitate am primit trei legi și mai ofensive sub aspectul dreptului la viața privată. Și dacă e să revenim la ceea ce am spus mai devreme, articolul 11 din proiectul cu privire la activitatea informativă. Toată legea este condiționată practic la articolul 11, unde se menționează în felul următor: organizarea, metodele efectuării măsurilor contrainformative sau informative externe, procedurile interne de autorizare, regulile de întocmire a proceselor verbale, păstrare, distrugere materiale, măsuri de asigurare a integrității, confidențialității, reguli de înfăptuire a operațiunilor sau acoperire cu privire la conducerea și gestionarea activității efectuate sub acoperire, modul de înregistrare dosarelor speciale, categoria acestora, pornirea, gestionarea, încetarea termenilor de păstrare și procedura de nimicire acestora, precum și utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea măsurilor contrainformative sau informative externe, modalitatea de conducere a persoanelor care elaborează confidențial cu serviciul, inclusiv modul de documentare a informațiilor prezentate, categoriile acestor persoane, organizarea, forțele, mijloacele, sursele, metodele sunt reglementate prin acte normative departamentale ale serviciului. Deci noi toate legea o condiționăm la actele departamentale ale serviciului, pe care noi în OIC nu o să le vedem niciodată. Proporția. Legea stă sus, ceea ce vine în jos, actele normative departamentale trebuie să derive din ceea ce spune legea. Aici noi practic am plasat toate aceste legi invers. Da, noi vorbim că noi avem dreptul, noi putem, noi știm că ce trebuie să obținem, dar cum o facem, o să o determinăm ulterior prin actele normative departamentale. Astăzi actele normative departamentale nu sunt publici pe site-ul SIS-ului și probabil nici în viitor nu o să fie publici. La acest capitol mai am o remarcă mică, dar foarte obiectivă. În luna septembrie, personal am încercat să iau legătura cu cineva din cadrul SIS-ului pentru a mi se oferi concluzii sau recomandări cu privire la noua lege cu privire la identificarea la distanță și cu serviciile de încredere. Am apelat la trei numere de telefon afișate pe pagina web. La toate trei numere de telefon mi s-a comunicat că doar în baza cererii scrise vă putem oferi informații. Am solicitat un lucru elementar. Dați-mi juristul care a lucrat pe lege, dați-mi persoana care cunoaște ce scrie acolo, pentru că am neclarități. Vreau să discut. La acest capitol am depus și o plângere înscrisă către, pe numele directorului SIS-ului, cu semnătură electronică, expediat la adresa de e-mail, cu confirmarea faptului recepționării. Astăzi suntem în 14 decembrie, eu nu am primit un răspuns. Deci din 14 decembrie până în prezent, eu nu am primit un răspuns. SIS-ul este privit ca o instituție închisă. Deci nu există o colaborare directă, nu există o deschidere. Nu poți pur și simplu să te duci la audiență să discuți o problemă la care ai întrebări. Înțelegem foarte bine, există partea ascunsă, secretă, confidențială a SIS-ului, dar există oameni pe care îi vedem la față, pe care îi știm, cu care ne salutăm pe holurile instituțiilor și la care probabil ar trebui să obținem unele informații atunci când avem nevoie. Legea dată nu face nimic mai mult ca să dă o forță suplimentară serviciului de informații, asta este, dar o forță net superioară decât ceea ce a avut până acum SIS-ul. Deci, problema de bază pe care am identificat-o, cel puțin la etapa preliminară, am ridicat rapoartele Centrului Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal pe ultimii 10 ani. Am făcut un search câte accesări au fost făcute, câte controle au fost făcute în raport cu SIS-ul. Zero controle, în 2021 69.000 de accesări.
SIS-ul a făcut 70.000 de accesări, controale zero, încălcări zero, nu știu, poate ele au existat, ele nu sunt prezente, ele nu sunt afișate, noi nu cunoaștem despre ele. Deci, Centrul pentru Protecția Datelor este anume acea instituție, unică instituție, cum este și SIS-ul, cu obiective foarte clar determinate, care are un obiectiv, să verifice cum sunt prelucrate datele personale. Noi nu avem nicio informație la acest capitol. Dacă să vorbim la general, eu nu știu dacă este acceptabil în genere, pentru că în cumul sunt 300 de milioane de accesări. Pe organele de drept, în anul 2021, deci este o cifră extrem de mare. Eu nu știu, noi nu suntem atâția oameni câte accesări sunt. Și astea sunt cifrele oficiale din raportul de activitate pe 2021. Legea nouă vine să ofere SIS-ului și mai mari împuterniciri. Vă dau, sau aș vrea să vă expun într-un limbaj foarte simplu, pentru că majoritatea din noi nu prea sunt vizați cu activitatea SIS-ului în mod specific, cu modalitățile de lucru, cum are loc accesarea, procesarea, crearea și așa mai departe a acestor dosare. Astăzi fiecare cetățean are posibilitatea să verifice cine a accesat datele cu caracter personal. Este soluția simplă, în cabinet, cu cheița electronică, intrăm și verificăm cine a accesat datele personale. Este un instrument foarte și foarte util și bun, pentru că prin asta cumva statul demonstrează cum sunt accesate datele personale. Pe de o parte avem un instrument fenomenal pe care aceiași românii nu are sau alte țări din proximitate. Pe de altă parte, noi niciodată în această funcționalitate nu o să vedem accesările SIS-ului. Nu le-am văzut, nu le vedem și nu o să le vedem pe viitor. Din experiența mea mică, segmentul protecției datelor caracter personal, nu am văzut niciun extras din M-cabinet prin care să fie afișate accesările SIS-ului. Nu vorbim de extrasele oferite de ASP pe suport de hârtie anterior. Din câte am înțeles, nu știu pe cât, deci nu am informații. Aici chiar o să-mi permit să mă expun cu niște auzite, pentru că nu am nicio informație oficială. De la responsabil de aceste sisteme de evidență, mi s-a comunicat că există un acord, o înțelegere că accesările sectorului polițienesc, în special a SIS-ului, ele nu se afișează niciodată pentru a nu crea careva impedimente în activitatea operativă care este realizată de către SIS. Bine, există o logică, un grad mare de obiectivitate în segmentul dat. Nu pot să afișez toate accesările SIS-ului. Bine, azi nu, mâine nu, poimâine nu. Peste câți ani eu ca cetățean o să știu că eu am fost subiect al investigațiilor SIS-ului. Astăzi, noi, uitați-vă, legile date, ele sunt foarte complexe. Ele fac trimitere de la o lege la alta. Secretul de stat, măsuri contrainformative, informative, deci pentru o persoană obișnuită. Un jurist obișnuit este cosmos. Pentru că nu poți face legătura cu concluzia reală. Când ați știu despre faptul că minim m-a interceptat sau m-a filat? Aici spun că măsurile sunt până la 2 ani de zile. Ok, până acum era 6 luni, acum 2 ani de zile. Nu știu, trebuie de văzut pe cât este necesar, de la 6 luni la 2 ani de zile să mergem. Pentru că noi, practic, din câte eu înțeleg, legea 59 o invalidăm în totalitate prin aceste legi. Deci legea 59, SIS-ul nu să mai aibă nicio atribuție. Dar, pe de altă parte, secretul de stat se aplică pe o perioadă de 25 de ani cu posibilitatea de AO sau 50 de ani. Care este termenul limit? Ca urmare, un termen maxim la care eu mă pot aștepta ca cetățean ar fi vreo 50 de ani. Dacă mai adun 50 de ani la vârsta pe care eu am, probabil că nu o să mai discutăm niciodată problema dată. Deci, un test elementar pe care probabil fiecare din noi ar încerca să-l facă dacă... Deci, nu interpretați aceste obiecții ca pe o opunere a activității SIS-ului. Invers, noi trebuie să posedăm ceea ce facem azi, pentru că când plecăm din funcție, vă spun cu cunoștință de cauză, când plecăm din funcție, cei care rămân sau care vin în locul nostru să fie în stare să o poată duce mai departe și mecanismul creat să nu fie unul împotriva persoanelor fizice. Pentru că mecanismul, legea, controlul trebuie să funcționeze nu pe criteriul ce oameni lucrează acolo. Poate eu am încredere în dumneavoastră în ceea ce faceți acum. Peste 2 ani de zile sau peste jumătate de an o să vină altă persoană. Ce facem în situația dată? Instrumentele care sunt puse la dispoziție la moment, aparent face o poliție, să-i spunem așa, un organ polițienesc din umbră care ar putea să utilizeze cu rea credință aceste instrumente. Un simplu control parlamentar nu este suficient pentru a fi sigur că ceea ce face SIS-ul este corect. Controlul parlamentar, să fim sinceri, cum are loc controlul parlamentar? Aici este descris ce poate solicite Comisia Securitate Națională de la SIS. Deci sunt niște date statistici pe care Comisia nu o să aibă acces la date reale, date individuale, date personale, date concrete. O să fie statistică. Statistica o să fie generată tot de către SIS. Deci noi avem nevoie de un instrument, cel puțin la etapa de a vorbi de astfel de instrumente. Noi trebuie să avem un instrument foarte eficient și sigur, indiferent de ce nu s-ar întâmpla, ce persoane nu s-ar schimba, ca să poată mânui această forță. Niciun organ, nicio autoritate în Republica Moldova nu are astfel de instrumente pe care le are SIS-ul în prezentele proiecte de lege. Încă un moment, dacă să facem o comparație, SIS-ul face 70.000 de accesări în 2021,
Procuratura Generală 22.000. Dacă să facem comparații câte dosare penale au fost gestionate de procurori și numărul de dosare speciale pe care noi nu le știm ale SIS-ului, iarăși o să avem o disproporție. Mai mult ca atât, câte cazuri, astăzi legea protecției datelor spune în felul următor, când se restrâng drepturile persoanelor fizice, ce înseamnă restrângere? Eu nu știu despre faptul că SIS-ul pe mine mă accesează. Pe motiv că SIS-ul are bănuială că eu desfășor careva activități care cade sub activitatea legală, da, pe care trebuie să investigheze SIS-ul. Drepturile mele sunt restrânse, ca noi să nu împiedicăm SIS-ul ca ei să-și poată face treaba, dar aceste drepturi există un mecanism și astăzi. Orice restrângere trebuie să fie informat Centrul Național pentru Protecția Datelor. Din rapoartele de activitate, zero informări. Niciun organ de forță, inclusiv SIS-ul, dacă putem să-l încadrăm în același segment, nu a informat Centrul de Protecție a Datelor asupra restrângerilor aplicate față de drepturile persoanelor fizice. Eu personal cunosc zeci de accesări efectuate de SIS în raport cu datele mele cu caracter personal. Niciodată nu am fost informat despre faptul că datele mele au fost accesate. Niciodată. Nu pretind să fiu informat, pretind ca să fie respectată legea. Sunt necesare restrângeri și în continuare ele să fie. Dar eu trebuie să am o limită, o dată limită rezonabilă. Nu 75 de ani, nu 50 de ani. Noi atâta nu o trăim. Dar să avem un instrumentariu pentru a putea contesta. Elementar, necunoașterea faptului accesării datelor te lipsește de orice drept. Eu nu pot să mă duc în judecat, am chiar în prezent un dosar pe care îl gestionez, ne adresăm la Centrul de Protecție a Datelor. Ne-au fost accesate datele către SIS. Centrul spune că prezentați probe. Adresați-vă la SIS ca să vă spună că v-au accesat datele după care veniți la noi. Oameni buni, dar noi nu avem instrumente de a verifica. Nimeni nu ne spune că nouă ni s-au accesat datele. Dacă eu nu cunosc, mi s-au încălcat un drept, mi s-a lezat un drept la viața privată, cum pot să-l contest eu? Mă duc în instanță, judecătorul îmi spune probă. Iată, circuitul pe care dumneavoastră acum l-a instituit prin lege, el este unul foarte periculos. Procurori desemnați, judecători desemnați, toți trecuți pe secretul de stat, noi foarte bine știm cum se acordă secretul de stat. Acele 12 pagini care se completează cu diferite tipuri de date, foarte ușor se invalidează acordarea accesului la secret de stat. Noi ca tare avem o recomandare a Curții Supreme de Justiție, care nouă ne spune că din oficiu orice judecător are acces la secret de stat, dacă lui s-a pus pe masă un dosar cu secret de stat. Pentru că practic nimeni nu are astăzi, dacă să vorbim așa, din toți judecătorii, cât sunt vreo 400, deci nu știu dacă vreo 10 au din ei sau vreo 50 au din ei. Probabil că sunt mai mulți. Cel puțin anterior era o cifră mult mai mică. Dar ăsta este un instrument de desemnare nominală, adică este un instrument de manipulare. Noi am putea să utilizăm aceeași practică de acordare a secretului de stat. La un judecător nu îi dăm secret de stat, pentru că el este incomod. El judecă altfel, nu ne place el nou. Și el niciodată nu o să ajungă până la dosarul care o să-l judece. Deci mecanismul, vă spuneam mai devreme, mecanismul pe care noi trebuie să-l dezvoltăm, el trebuie să fie unul proporțional, ca noi să nu ne trezim peste noapte, că noi am generat un monstru pe care noi n-am mai putem ține în frâu, pentru că a venit altcineva care s-a așezat la volan și el mai departe dictează sau vede altfel legea. Informarea persoanelor fizice este un subiect foarte important. Informarea este și astăzi în legea 59 și în codul de procedură penală. Numai că totul e făcut în așa fel, că dacă nu s-au constatat încălcări, informația se distruge, se nimicește. Deci persoana nu se informează. Din start s-a creat un mecanism vicios în procedura penală, că niciodată să nu te mai informezi, numai dacă nu te pune sub învinuire. Dacă nu ești sub învinuire și nu s-au constatat încălcări în raport cu interceptarea care s-a făcut loc, niciodată nimeni nu cunoaște. Dar și noi avem așa un număr de mic de persoane. În Germania îți vine prin SMS informații că datele tale au fost interceptate. Bun, nu suntem Germania, nu suntem, dar noi preluăm modelele, pentru că eu m-am uitat pe proiect. Sunt spețe din diferite legislații. Ele sunt bune, dar noi când le acumulăm din toate părțile și noi nu ținem cont din know-how sau specificul național din alte legi, noi rămânem, să-i spunem așa, cu o legislație bună, dar nu știu cum noi o să... Deci cât de aplicabil va fi. Cu ingerința mică, ingerința mare. În realitate este o iluzie. Ingerința în toate cazurile când colectăm informații despre viața privată. Legea stabilește când se face cu autorizarea directorului, directorul adjunct, când se face cu mandatul judecătoresc. Ok, parcă aceeași logică e urmărită ca și din 59 legea. Numai că noi considerăm că este o ingerință neînsemnată cele care se desemnează de către directorul SIS. Litera C din punctul 1, urmărirea vizuală și sau documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală, ori prin alte mijloace tehnice. Eu în propoziția dată încadrez tot, și TikTok, și GPS, și supraveghere video, și audio, și cum doriți. Sunt tehnologii foarte multe. Astăzi deja și prin sonor, și prin unde, și prin radio, prin orice ce se poate de urmărit persoana.
Deci, cu alte cuvinte, propoziția încadrează în sine, practic, și măsurile care trebuie să fie autorizate de către judecătorul de instrucție. Ce este mai intruziv pentru viața privată? Să fiu filmat eu în apartament, cum stau și vorbesc cu soția, despre cât de tare m-am supărat pe șef? Sau să aveți acces la Viber-ul meu sau Telegram-ul meu, unde eu am discutat informații confidențiale, de exemplu. Ori să vedeți localizarea pe unde merg eu prin oraș. Deci, viața privată, în genere, noi avem... Legea stabilește obligația prestatorilor de comunicații electronice, deci despre inviolabilitatea comunicațiilor electronice noi nu mai vorbim, pentru că aici spune expres obligația serviciilor poștale de a pune la dispoziție toate mijloacele, practic și deschiderea plicurilor. Este adevărat, procedurile date, ele au o anumită, să-i spunem așa, iată, când se citește legea, înțelegi care sunt posibilitățile SIS-ului și în momentul în care înțelegi că posibilitățile SIS-ului pot fi aplicate în raport cu orice subiect, motivat, nemotivat, nu contează. Asta mai puțin contează pentru un cetățean simplu. Dar eu știu că eu pot nimeri sub incidența acestor cerințe. Respectiv, care este metoda mea de protecție? Cum eu mă protejez? Cum eu controlez? Cum eu verific? Cum eu aflu despre faptul că eu, deci că datele mele au fost supuse unei interceptări? Probabil că nu este o noutate să deschidem cărțile. Cei mai mari informatori, sau mai bine zis, surse jurnalistice, sunt foști actuali angajați SIS. Și probabil că cunoașteți cei mai mulți care depun plângeri prin încălcarea dreptului la viața privată, sunt foști angajați SIS. Cei mai mulți, eu vă spun din practic, cei mai mulți. Pentru că ei știu cum lucrează colegul. Colegul a rămas acolo, el deja e aici. Și el de aici scrie plângeri pe colegul pe care putem să-l urmărești. Nu trebuie să existe astfel de mecanisme. Pentru că noi cu toții astăzi, puterea administrativă sau pârghirile administrative sau puterea, oportunitatea decizională, ea trebuie să fie una, să spunem așa, laconică și să fie proporțională cu activitățile de viitor. Nu vreau să monopolizez această discuție, dar vă spun, am întrebări mari la modalitatea de control asupra activității serviciului, terminul de neinformare a persoanelor vizate, din ceea ce văd, asta e 2 plus 50, 2 ani, măsuri speciale plus 50, cât e secretul de stat. Bun, cel puțin o altă reglementare, poate am citit-o fugitiv, rapid, dar cel puțin asta îți deduci. Cât e secret de stat, eu ca cetățean nu pot să am acces la propriile date personale. Chiar sunt secret de stat. Și el, dacă sunt 50 de ani secretizate, înseamnă că noi până la asta nu ajungem. Noi nu avem un organ autonom, independent, care să facă un control cât de cât asupra activității serviciului. Nu avem careva limite în care să stabilim că, da, serviciu, faceți tot ceea ce este necesar, dar informați, puneți la dispoziție și cumva generați un control din partea societății cetățeanului. Cel mai bun control în toate țările astea este controlul cetățeanului. Simplu, să-i punem la dispoziție informațiile. Noi acum vorbeam mai devreme, când ultima dată serviciul a informat o persoană fizică? Iată, elementar. Când ați informat o persoană fizică că l-ați interceptat? La momentul actual nu avem așa responsabilitate. Tot asta se face în cauza penală și este procurorul care dispune informarea sau neinformarea persoanei respective. Dar dumneavoastră conștientizați faptul că necunoașterea existenței unui fapt te lipsește de dreptul de a-l contesta. Nu poți contesta ceea ce nu există. Cum pot să mă duc eu în instanță și spun că eu am bănuiala că pe mine m-au interceptat? Să invalida din start, pe mine mă invalidează, îmi scoate cererea de pe rol. Nu pot și practic nimeni nu-ți oferă această informație. Toate corespund, vreodată, deci am avut multe interpelări către SIS, toate răspunsurile la SIS cu privire la confirmarea, infirmarea accesării datelor, într-o propoziție că SIS-ul lucrează conform legii cu privire la SIS, conform legii cu privire la secretul de stat. Nu știu, poate că puțin am depus, dar încă niciodată n-am primit un răspuns afirmativ, da, noi ți-am accesat datele personale. Despre ce vorbim noi? Deci trebuie să existe un echilibru. Și apropo, nu toți angajații SIS sunt secret de stat. Nu toți angajații SIS trebuie să aibă această imunitate de confidențialitate. Chiar astăzi sună cancelarii mie, n-o să-mi spună numele, prenumele funcționarului de acolo. Nu se prezintă oamenii pe telefon pentru că asta e secret de stat. Nu, am cerut numărul de telefon de la jurist. Nu putem, domnul, doar în formă scrisă. Nu bine, poftim în formă scrisă, din septembrie până în decembrie. Bine, eu aici mă repet deja. Ultima ce am vrut eu să punctez. Cu probele, că informațiile acumulate de către SIS nu pot constitui drept probă în instanță de judecată. Deci, aparent, parcă e o notă pozitivă. Da? Noi, SIS-ul, urmărește scopuri benefice, colectează informații și doar atunci când a identificat pe cineva, sizează procuratura și mai departe fac. Asta însemna că dacă această informație nu reprezintă probă, asta lipsește de orice responsabilitate din punct de vedere juridic. A SIS-ul în raport cu ceea ce a făcut în raport cu această persoană. Dacă informația pe care dumneavoastră s-a administrat-o despre mine, unde se demonstrează că mie îmi transmit bani, eu mă angajez prestez servicii în numele altui stat, deci nu știu, orice scenariu pe care noi putem să-l
Și dacă toată această informație nu reprezintă probă, o faceți dumneavoastră legal, o faceți dumneavoastră ilegal, dumneavoastră nu purtați nicio răspundere, pentru că lipsa de efect juridic nu generează înapoi. Nu are substanță, deci valoare juridică. Probabil că acest mecanism el trebuie să fie mult mai echilibrat. Trebuie, dacă și dumneavoastră aveți în vedere anumite activități specifice operative pe care le face CISU, în raportul care nu trebuie să fie ca probe, dați să le numim și să explicăm când asta are loc. Pentru că uitați-vă, dacă dumneavoastră mă interceptați ilegal pe mine, de exemplu, mă includeți într-o interceptare, asta ar însemna că tot ceea ce colectați dumneavoastră despre mine nu sunt probe, înseamnă că nu e încălcarea dreptului la viața privată. Respectiv, CISU nu a încălcat nimic niciodată pentru că asta nu e probă. Nu produce efecte juridice, deci noi inversăm valorile deci responsabilității juridice a actorilor, noi le inversăm. Pentru că noi, eu nu mă pot judeca cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră o să-mi spuneți, astea nu-s probe, asta e recomandare. Păi, e recomandare de la mine, are efect față de mine. Eu nu cred că am înțeles partea cu recomandarea. Dacă nu e probă, atunci ce tip, ce efect juridic se produce asupra subsemnatului? Vă mulțumesc. Atât. Durit la fiecare întrebare, da, separat, dar și fiecare, deci o să-și prezinte. Eu am spus că proiectele sunt, deci cu multe semne de întrebare, deci vreo 11 acolo articole sunt care noi deja facem comentare pe interior aici în cadrul comisiei. De ce este foarte bine să vă expuneți? Pentru că noi trebuie într-așa mod modificată deci legea, cât noi să nu admitem abuzuri din partea CISU-ului. De asta așa am spus, este foarte bine fiecare să expună. Ceea ce dumneavoastră ați spus acum ar fi ideal dacă ați venit și cu argumentări și probă scrisă și ideal ar fi dacă ar veni și cu recomandări cum ar trebui să fie. Da? Că asta deci ne-ar ajuta mai mult, ne-ar ajuta pe, deci pe toți. Vă rog, domnul director. Da, mersi. Multe de răspuns, dar să le luăm pe rând. Angajații SIS, acces la secret de stat. Toți angajații SIS au o identitate protejată într-o anumită formă. Sunt angajații SIS care scriptați, da, acolo identitatea lor, le știu chiar și pe interior foarte puțin lume. În orice caz, orice angajat SIS, inclusiv șeful direcției juridice, se află în aceeași clădire unde se află și ofițerul operativ. Ori el îmblă pe celeași coridoare, el cunoaște destul de multe. Și atunci, cât mai mult lume știe despre cine este el, unde trăiește, ce familie are, ce probleme familiale, de sănătate și alte chestii, reprezintă un pericol pentru activitatea Serviciului de Informații și Securitate. Dar așa e specific cu instituții, în cazul dat, noi avem o anumită protecție mai mare față de identitatea unor colegi. În procesul ăsta de reformă în care suntem, noi regândim cadrul respectiv, astfel încât, unul, să protejăm totuși ofițerii noștri și, în altă parte, să oferim mai multe pârghii de comunicare publică, inclusiv cu dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate. Sistemul care este construit trebuie să funcționeze corect, indiferent de cine este la conducerea instituției sau la conducerea țării, nu contează. Asta noi și încercăm să facem. Cât de bine ne-a reușit nouă să punem pe foaie un anumit mecanism, se judecă iată aici. Pentru asta și avem discuții. Noi ne-am gândit că informarea persoanei după clasarea dosarului răspunde în mare parte la ceea ce ați expus dumneavoastră. Persoana să aibă acces la informații că a fost filată, a fost interceptată ori nu. Asta e instrumentul care ne-am gândit noi. Nu l-am văzut nicăieri în altă parte. Noi l-am arătat la parteneri, au făcut ochii mari. Vă zic că, dar voi nu vreți, nu credeți că sunteți pre-democratici. Zic, nu, noi suntem într-un cadru în care trăim în Republica Moldova, cu toate bazaconile care s-au întâmplat în jurul serviciului și toate problemele. Dacă nu-i perfect, haideți să gândim cum să-l dezvoltăm partea asta cu informarea cetățeanului, dar bazându-ne pe acel principiu care tot dumneavoastră l-ați spus, proporționalitatea. Pentru că complexul de măsuri pe care îl face serviciul e foarte larg și sunt tare multe acțiuni care se întâmplă de colectare de date. Și atunci dacă eu gata, am clasat un dosar și noi nu mai avem treabă cu domeniul ăsta și cu persoanele respective, atunci noi informăm persoanele, dar nu ne uităm. Dacă noi am informat persoana X, Y, Z despre faptul că în perioada respectivă, în circunstanțele date, autorizarea a fost așa, s-a desfășurat anumite măsuri contrainformative în adresa persoanei date, de colectare de orice date, asta nu afectează alt dosar. Ori noi suntem o țară mică, aici fiecare cu mătru și neam și repede telefonul se duce și alo, vezi pe tine poate tot, eu interceptat, am grit. Se duce știrea foarte repede și după asta nouă ne afectează tare multe operațiuni și asta
îngreunează, periclitează și pune în pericol operațiunile noastre de colectare de date. Proporționalitatea, eu cred că e cuvântul cheie în tot ce a spus dumneavoastră, ci într-adevăr trebuie să ne uităm după proporționalitate. Serviciul de informații nu este și cu atât mai mult noi nu vrem să fie o poliție. De asta și-am spus, activitate contrainformativă și informativă externă, nu poliție. Dumneavoastră a spus procuratura a accesat mai puțin decât a accesat serviciul. Serviciul cu poliția, cu CNA, cu serviciul VAMAL, cu serviciul fiscal, suntem parte la grupul de investigație. Nu stă procurorul să acceseze datele astea. Procurorul dă sarcini ofițerilor și ofițerii accesează. Pentru că procurorul, bine mersi, colectează date de la TEDS și face anumite documente de totalizare. De asta o să vedeți și SIS-ul, și poliția, și alte organe care sunt parte la grupurile de investigații, accesează mult mai mult decât procurorii la un loc luați toți. Pentru că nu ei fac lucrul ăsta. Foarte rar când procurorul intră și verifică datele, le face ofițerul și de asta e corect. Un element important despre interceptarea. Serviciul de informații și securitate conform legislației este unica instituție cu capacitatea tehnică și drept de a face interceptări. Nu noi stăm cu căștile pe urechi și stenografiere, în mare parte, dar noi avem acele softuri și acel hardware, da, serveri, softuri, care sunt interconectate la operatori și ca să avem acces la stream-ul de date. Și atunci când vine mandatul de la judecător sau de la procuror, da, cu judecătorul, și el vine cu o scrisoare deasupra, de la serviciul VAMAL, organul de urmărire penală, serviciul VAMAL, scrie. În baza ordonanței sau în baza mandatului judecătorului solicităm, dați acces la canalul, la numărul ăsta de telefon pe userul X Vama. Da? Atunci, tehnic, noi am făcut 3 click-uri și s-a dus. El are user de la distanță, stă ofițerul de urmărire penală, a dus în birou cu căștile și ascultă. Dacă te uiți după statistică, numai SIS ascultă în țara asta. Dar tehnic, da, noi suntem, așa e scris în lege. Noi unica instituție, e un soft foarte, foarte scump, dar foarte scump, credeți-mă. De aceea e și logic să fie așa. Și se duce evidența la absolut orice, interceptări, filări, la tot, se duce tot evidența. Noi primim săptămânal, de la ASP, de la procuratură, vă rugăm să ne informați dacă persoana respectivă a fost, în adresa persoanei s-au făcut anumite măsuri de, acum speciale de investigație, spuneți, da? Legea 59. Se verifică. Și chiar ieri s-a dus una la procuratură în care am informat că da, în adresa persoanei, conform cauzei penale, mandatul judecătoriei, numărul din data, SIS s-a desfășurat sau desfășoară sau nu știu. Și îi transmitem procurorului. Procurorul decide mai departe. Informează persoana asta, nu informează, nu noi suntem cei, noi suntem în cazul dat. Și asta e o problemă. La moment, executori, pur executori. Lumea vine la noi și spune, spuneți-mi dacă ne-ați filat sau ne-ați interceptat. Eu nu pot să spun, pentru că dacă încă cauza penală nu e închisă, eu port răspundere penală. Procurorii cu mare fericire vin și trăsnesc un dosar penal pe un ofițer SIS, cu o dragoste. Asta e, credeți-mă, din practică. De aceea, pretenții la ziua de azi, ăsta la procuratură sau în altă parte. ASP-ul ne transmite și spune, s-a adresat persoana respectivă. Conform verificărilor noastre, userii respectivi care sunt atribuiți, o serie de useri respective atribuiți serviciul de informații și securitate au accesat, da, registrul populației, cadastru, mașini, nu știu acolo, independență ce s-a verificat. Vă rugăm frumos să ne informați oportunitatea informării persoanei. Ori dacă noi încă desfășurăm anumite măsuri în adresa persoanei, normal că noi să scriem, vă rugăm să nu informați. Dar noi amui le efectuăm ca parte a dosarului penal. Ori acolo, cine e șeful? Procurorul. Procuratura decide să informeze ori nu, la ziua de azi. Pe viitor, dacă noi o să avem responsabilitatea asta, o să fie a noastră responsabilitate. Cum informăm, la ce etapă, eu sunt de acord, aici haideți să vorbim. Ce e autorizat de către judecător, ce e autorizat de către director. De acord, haideți să vorbim. Unde le poate... Noi am văzut, ați menționat de punctul ce, urmărire vizuală sau documentare cu ajutorul mentorilor în mijloace, etc. În cazul dat, dacă ne uităm mai departe unii descrise măsura respectivă, noi avem în vedere în spațiu public. Dacă omul merge prin parc, noi în parc ne uităm ce face el și cu cine se întâlnește. Sau pe stradă. Sau cu GPS. Dacă el intră într-o încăpere privată, asta e altă treabă, aici trebuie ești. Dacă el e în parc și o vreau să-l înregistrez audio. Punctul... G. Viața privată, da, de acord cu dumneavoastră, dar există, cum ați spus și dumneavoastră, proporționalitatea măsurilor. Noi le-am văzut în felul ăsta. Vă rog să ne transmiteți propunerile noastre, poate le redactăm. De acord, pentru asta și avem consultările publice și amendamente pe platforma Parlamentului, așteptăm și opinia Comisiei de la Veneția. Despre probe.
Eu cred că un pic m-am pierdut în treaba asta. Data trecută când Comisia de la Veneția a dat opinia sa, asta era scris cu roșu, cu bold, mașcat și-o scris. Categoric, categoric, informația respectivă nu trebuie să constituie probă în instanță. Eu am jumătate din procurori spun că, da, hai, poate totuși o să ne dați câți probe, că nu o să ne ajute. Și el altă jumătate spune, nu, voi și, stați-o-lea. Nu, judecătorii fix așa se împartă în jumătate. Pentru că aici e o chestie, e multă informație care unii ar vrea să fie probă, pentru că îi ajută în investigație penală. Noi nu considerăm că asta trebuie să fie probă. Asta e informație colectată pentru activitatea serviciului, informații care nouă ne ajută la analiză, la identificarea unor pericole și ulterior la contracararea acestora. Asta e informații care nu constituie probe. Acum, eu înțeleg opinia noastră că trebuie să găsim să nu fie probă, dar totodată să nu ne absolve de responsabilitate. Eu sunt de acord cu asta, dar haideți să vedem. Dar eu vreau să înțeleg. Noi lăsăm că nu-i probă, ori nu lăsăm că-i... Vă dau speța și o să înțelegeți la ce mă refer. Colectați o informație despre mine sau altă persoană. O transmiteți. Fel de informație. Informație care generează sau activitatea subsemnă. Eu candidez la o funcție publică, să admitem. Dumneavoastră acumulați un anumit set de informații care îmi faceți o caracteristică. Mă caracterizați. Cu cine mai văd ce fac? Deci faceți o anumită caracteristică, numiți-o cum doriți-o prin orice mijloc și măsură care ați descris-o în aceste proiecte. Ca urmare, această informație este transmisă la persoanele, la decidenți. Drept urmare, această informație poate fi contestată. Ea este probă, nu este probă. Efectele față de mine, informația ca candidat. Dacă informația asta se acumulează într-o cauză penală, e să duci... Nu. În afară, la ziua de azi. Sau... Când v-ați scris la o funcție publică sau candidați pentru o funcție publică, semnați un angajament în care permiteți accesul serviciului la informație. Cu părere de rău, iată, asta este cea mai mare eroare care poate să existe. Cetățeanul, nicio permisiune acordată din numele cetățeanului către autoritate publică pentru a accesa datele, nu poate fi valabilă în nicio situație. SIS-ul o face conform prerogativilor și obligațiilor de serviciu. SIS-ul nu trebuie să ceară voi de la mine ca eu să vă dau drept să-mi accesați datele. Polițistul nu trebuie, iată, acum ce se întâmplă. Accident rutier, polițistul să-mi facă mie proces verbal că am tamponat alt automobil, cere consimțământul la prelucrarea datelor. Asta e nonsens. Ce fel de consimțământ dacă eu... Tot în baza la atașa dezbateri parlamentare s-o instituie practica asta, credeți-mă, că tot de aici iese. Categoric, istoria. De consimțământ nu poate fi vorba. Dumneavoastră, tot ce face SIS-ul nu poate să bazeze pe consimțământ. Bun, eu am înțeles exemplu. Deci, ca să vă dau un... Că ați vorbit despre acces la secret de stat. Și faptul că este o decizie strict persoană și poate fi abuzată, sunt câteva temeiuri în care serviciul poate să refuză accesul la secret de stat. În mare parte, dacă persoana e parte la un dosar penal, are, deci sunt unele criterii care sunt stricte. Noi ne uităm într-un anumit registru dacă persoana este condamnată și încă nu s-o ispășește pe pedeapsa, este cu statut de bănuit într-un dosar penal, atunci noi dăm refuz și aici s-o terminat. Ai întrebări, duci la procuror. Este argumentul în care datele prezentate sunt incomplete și aici noi putem da refuz cu posibilitatea de a completa datele și a prezenta încă o dată. Se consideră că e greșeală umană. Și este argumentul în care noi dăm refuz din perspectiva pericolului la adresa securității statului. S-o numim generic, așa, acolo e un pic altfel formulat în lege. Noi de câteva ori serviciul a dat în ultimii ani refuz pe acest argument. Având argumentele noastre, având cunoaștere, având informații operative, de la surse, de la parteneri, multe chestii genul ăsta. Asta fiind, acest aviz, pe acces la secret de stat, fiind unicul aviz, unicul, la moment, care este obligatoriu. Deci dacă serviciul a zis nu, e nu. Restul toate avizele, cum ați spus dumneavoastră de asta, caracteristica, ele sunt cu titlul de recomandare sau non, cum se numește noi, neobligatorie, dar, ok. Chiar pe asta obligatoriu, lumea se duce în instanță și le contestă. Instanța ne cheamă și spune, voi de ce ați dat aviz negativ? Pentru că noi considerăm că este un pericol adresat securității. Argumentați. În limita posibilității o să argumentează. Informația serviciului, cum ați spus dumneavoastră și scris în lege, nu este probă. Noi zicem, stimate domn sau domnul judecător, asta e informația operativă. Asta e concluzia serviciului. Și foarte des au fost
Deci nu că convingere, dar eram absolut convins că așa era bine. Și ce face instanța? Anulează. De ce? Pentru că judecătorul nu e convins că asta e probă. Avem și cealaltă parte a monedei. Atunci eu cum fac? Mă trezesc cu o persoană care colaborează cu un serviciu special al unui alt stat, persoană plasată într-o funcție care îi permite să aibă acces la informații destul de sensibile și nu îi pot refuza acces la secret de stat. Asta tot e o chestie care noi, iarăși proporționalitatea, noi trebuie să reieșim și din aspectul dat. În rest, de la noi se cer aviză pe foarte multe persoane care candidează la multe funcții publice. Noi le facem avizul este în baza la toată informația pe care o avem noi la dispoziție. Și operativ, și din bază de date, tot. Facem o caracteristică să transmite solicitantului de informații, care este, trebuie să fie un beneficiar legal, că nu poate oricine să ceară. După legea 270, care acolo de am poți, șef de secție lansa dintr-un raion, tot și era opinia SIS-ului, nu e clar de ce, dar ok. Noi facem o opinie și se transmite. Acum, eu ca director, când pun semnătura pentru asta, eu mi-asum responsabilitatea că informația de acolo este veridică. Și dacă ea la un moment dat nu e veridică, pe intern, executorul este supus unor anchete interne. De ce informația de acolo nu e veridică? Asta e un control intern care se întâmplă. Dar mai departe este responsabilitatea persoanei care a solicitat opinia. Să decide ce face. Amul lumea abuzează de asta, dar când vrea să scape de cineva, sau vrea să nu admită pe cineva, că au fost cazuri genul ăsta, să nu admită pe cineva la concurs, spune, SIS-ul a dat un aviz negativ. Persoana vine la noi și plânge, băi, ați dat aviz negativ, noi am informat solicitantul, încă prin scrisoare restricționată despre anumite chestii, te duci la dânsul și te plângi, nu vii la noi. Opinia asta e opinie, nu-i aviz obligatoriu spre executare. Asta tot chestii care trebuie să luăm în considerare. De ce 2 ani și nu jumătate de ani cum este la moment? Deci, apropo, legea 59 privind măsuri speciale de investigație. Asta la pachet. Cod penal, cod de procedură penală, legea 59. Ea ca toate trei țin de activitatea, cum spunem noi, polițienească, de investigații a unor fapte realizate sau un proces de realizare, a unor infracțiuni. Asta e activitatea procurorului, fapta de încălcare, persoana, pușcărie sau alte pedepsuri de alt, pedepsă de alt tip. Asta e așa o gândire și așa e scris tot pachetul de legi. Ceea ce solicităm noi e altceva, e activitatea contrainformativă și de asta noi tot ce e în legea 59, ce spunea nouă Ministerul Justiției, de ce ați listat aici toate măsurile contrainformative cu descriere detaliată? Sunt în legea 59. Asta e altă chestie, asta e partea penală, uitați-vă. Asta e partea contrainformativă. Acum, la moment, conform legii 59, timp de 6 luni maxim pot fi realizate, deci cumulativ, 30 zile cumulativ până la 6 luni pot fi realizate măsuri contrainformative, de măsuri speciale de investigație. Bun, ele pot fi 30 zile, pe urmă pauză, pe urmă iar 30 zile, poți să o întinzi mai mult de 6 luni, dar dacă e cumulativ, trebuie să fie 6 luni. Vă dau un exemplu. Cea mai clasică acoperire de activitate informativă externă a unui alt serviciu dintr-un alt stat la noi e cea acoperire diplomatică. Scrie în toate cărțile, nu ne ascundem în spatele. Deci, nu, cei mai clasici șpioni, să-i spunem așa, vin cu acoperire diplomatică. Care e mandatul unui diplomat pe teritoriul Republicii Moldova? 3 ani de zile, minim. Eu în dosar penal la ziua de azi pot să fac măsuri speciale de investigație pe dânsul 6 luni. Noi avem cazuri și știm că persoanele vin 6 luni bine mersi, îmblă pe la toate vinăriile din țară, stau bine mersi, nu fac un pas dubios, dar după 6 luni, sau când am își dă seama că cam probabil noi nu ne mai uităm, gata, omul bine mersi, își face activitatea și atunci noi deja discutăm cu procurorii, colectăm date din surse secrete umane, iar prezentăm procurorii, de-am deschide un alt dosar penal, hai să vedem, hai să găsim modalitate. Noi am pus încă, noi inițial ne gândeam la 3 ani, pe urmă, hai să nu sărim prea tare, hai să punem 2 ani, dar 90 de zile, pentru că să fugi la fiecare 30 zile la judecător pentru autorizare suplimentară, noi am avut cazuri, la moment, au expirat mandatul, dar noi n-am avut posibilitatea să plasăm tehnica. Pur și simplu, pentru că e o chestie care trebuie să o faci foarte bine, că nu de alta te trezești în presă cu poza, aha, cineva ne-a intrat, e că am avut recent cazuri de genul ăsta. Și trebuie foarte bine, foarte bine pregătită. De asta sunt 90 zile pentru că e perioada și sunt 2 ani pentru că activitatea contrainformativă e nu se face rapid. Asta nu e contrabandă, azi ai dus un camion de țigări și mâine îi prinde bani. Asta e pregătire, asta e documentare în timp. E foarte mult timp ea, din păcate. Dar suntem în situația la care sunt informat cetățeanul. Mă uit dacă îmi scapă ceva la moment. Cât timp avem la dispoziție
Cât va dura ședința? Să reușim... Da. La mine următoarea ședință la ora 3 la guvern, așa că... Bine, am înțeles. Până la 2, deci mă în altă țară. Deci, ca un comentariu general, eu înțeleg că sunt o serie de propuneri și chiar pentru asta avem discuțiile astea și vă rog să da, puneți, vă rog, pe foaie și niște recomandări, pentru că dumneavoastră vorbiți de un mecanism de control. Eu tare mult vreau ca noi să dezvoltăm un mecanism de control care să lucreze foarte bine atunci când eu plec din funcție sau se întâmplă alte schimbări. Sistemul, și asta le-am spus la colegii mei, directorul azi este, mâine nu-i. Ofițerii și sistemul trebuie corect să lucreze în interesul statului, indiferent de asta. Noi ne-am gândit și acum cumva le-am pus în peste 3 legi. Nu e perfect, de acord. Haideți să vedem cum putem face. Că ne-am uitat și în alte țări cum e făcut. Ne-am uitat și în România cum e făcut. Apropo, legile astea sunt așa detaliate, în România nici jumătate din așa detalii nu sunt. Ne-am uitat și în Croația cum e făcut, în Elveția cum e făcut, în Suedia, în Ungaria. Bun, Ungaria nu e cel mai bun exemplu. La Zodeaz, dar Dumnezeu gândește. Deci noi ne-am uitat la mai multe chestii. Noi avem parteneri francezi, britanici, toată lumea ne acordă o anumită expertiză și ne explică. Uite, la noi e ca mecanism e făcut așa, la noi e făcut așa. Noi ne uităm cu una dânsă, sunt diferite sisteme de drept, diferite istorică țării și încercăm să le integrăm. Haideți să vedem cum putem să o facem, dar trebuie să luăm în considerare și faptul că suntem într-o situație de război în regiune. Și aici, la drept vorbind, eu tare aș fi vrut noi să avem pace în țară și în regiune și să avem un an, doi în care să ne așezăm și ca să ne lucrăm foarte, foarte detaliat și să avem legi minunate, dezbătute pe larg în public, un consens foarte larg. Din păcate, noi nu avem așa situație. Din păcate, noi avem situația în care, mă scuzați, dar noi stăm cu colegii pe ring de box, cu mâinile la spate, cu un ochi legat, dar parte și ei la altă încă și cu pulunale de metal. Și asta tot nu e o luptă corectă. De la noi și rezultate. Și noi trebuie să avem instrumentele ca să livrăm rezultatele respective. Bun, haideți să mergem. Bună ziua! Vlad, eu am văzut că și tu ai ridicat mâna, dar eu mai înainte am fost cu mâna ridicată. Dorin Popescu, îmi spuneți, sunt președintele Uniunii Avocați din Republica Moldova. Deci, în continuare discuției, deci probleme care le-a ridicat domnul Bodean, da? Dacă nu greșesc, ce ține la lege privind la serviciu de, deci, ce ține de activitatea de informare, de contrainformare și așa mai departe. Deci, la articolul 12, v-ați referit la litera C, eu o să invoc și litera E, care este vorba despre investigația sub acoperire. Și aici trebuie să fie, m-am uitat și în articolul 28, coroborat cu articolul 28, dacă nu greșesc, deci este indicat ce înseamnă activitatea sub acoperire. Codul de procedură penală stabilește clar ce înseamnă activitatea de sub acoperire și care sunt interdicțiile în cadrul acestei activități, inclusiv fiind vorba despre provocarea săvârșirii anumitor fapte ilegale. Deci aceste lucruri noi nu le regăsim. Procedura, dacă vreți, luați-o din codul de procedură penală și indicați-o în articolul 28. Dar haideți să spunem așa, multe litera C și litera E, până la urmă se suprapune și cu litera G, deci litera G din punctul 2. La același articol, la articolul 12, care deja prevede autorizația cu mandat judecătoresc. Deci ele cumva se suprapun. Dar în principiu cam tot ce este, când s-a făcut cod procedură penală, atunci s-a stabilit, deci s-a reieșit că există anumite ingerințe în viața privată. Și anume, în cod procedură penală, din acest motiv s-a indicat că trebuie numai decât să fie autorizat de judecător de instrucție. Deci, investigația sub acoperire categoric trebuie să fie mai mult ca atât, sau cel puțin să indicați procedura. Și ce este, eu n-am găsit nimic în aceste acte normative despre care discutăm azi, ce este interzis colaboratorului Serviciului de Informații și Securitate. Este permisă provocarea, nu este permisă lege. Deci asta nu este indicat expres. Deci chestiunile astea trebuie să fie și eu consider că litera C, litera J, deci la fel, deci litera E, ele se încadrează în principiu în acele activități ce țin de ingerință în viața privată și urmează să fie mandatul judecătoresc. Încă un moment m-am uitat la articolul 16, articolul 16, alineatul 1, de fapt permite, acolo stabilește cazurile când trebuie să fie, deci în ce cazuri trebuie să fie mandat judecătoresc. Cumva aceste cazuri nu înglobează tot ce este prevăzut în articolul 12.2.
Deci se primește că articolul 16 permite în anumite cazuri, deci activitățile de la punctul 2 din articolul 12 să fie făcut fără mandat judecătoresc. Asta se primește. Pentru că articolul 16 spune că cu mandat judecătoresc numai în cazurile astea. Când sunt infracțiuni de astea, de astea, de astea, de astea. Deci lucrurile astea trebuie să fie cumva ajustate și să fie clarificate. La articolul 13, leatul 1, punctul 1, litera A, ce înseamnă activități care periclitează securitatea statului? Deci noi trebuie să ajustăm terminologia. Pentru că mai sus n-am găsit ce înseamnă periclitează. Dacă este amenințare la securitate, e amenințare. Periclitează, mă rog, poate periclitează, dar nu tare. Cum spuneți dumneavoastră, dacă există ingerință, dar nu prea mare. Da? Adică trebuie să fie niște noțiuni clare sau vorbim de anumite infracțiuni prevăzute de codul penal ce ține de securitatea statului împotriva statului care deci cumva să fie, deci nu, noi nu trebuie să utilizăm și aici sunt de acord când se utilizează termeni generali, noi orice putem să prevedem sub periclitare. Așa am considerat eu că periclitează. Cineva consideră că periclitează, cineva consideră că nu-i periclitare, dar termenii trebuie să fie clari. De ce consider că în articolul 13 al 1 trebuie să fie această prevedere? Ce ține de probe, aici a fost discuția. Eu aici ca avocat o să am un pic o altă viziune, în sensul că probabil să are în vedere și Comisia de la Veneția a spus că acestea nu poate constitui probe în sensul unui dosar penal. Noi avem și activitatea operativă de investigație care tot, chiar și în cod procedură penală este indicat că nu constitui probe la exemplu. Aici este important, dar trebuie, mi-a spuneți care ar fi soluția, da? Deci în discuțiile astea. Ele nu pot constitui probe într-un dosar penal, dar ele pot constitui probe ce confirmă încălcarea dreptului la viață privată. Aici noi putem altfel deci să formulăm lucrul ăsta. Deci, pentru că și în codul de procedură penală scrie în articolul 94, dacă nu vezi, dacă au fost acumulate probe cu încălcarea legii, ele nu constituie probe, dar ele constituie temei de a constata anume însuși încălcarea care a comis-o organul respectiv. De ce în sensul ăsta trebuie să fie o claritate? Eu m-am uitat, deci este și legea privind serviciu, da, de informare și securitate. Deci noi avem, deci articolul 12, despre care noi am vorbit, ceea ce ține de faptul că persoana poate să reclame încălcările. Eu pun întrebarea, dacă să admitem că ne informați peste 25 de ani, care ar fi termenul de prescripție de contestare deci ale acestor încălcări? Când vorbim despre neinformare la care s-a referit domnul Bodean, deci dumneavoastră cumva ați pasat chestiunea pe procuratură. Noi acum, probabil domnul Bodean s-a referit nu la situația de neinformare în cazul dosarelor penale. Asta e chestia cu procurorul. Noi facem cunoștință cu dosarul, noi pe urmă vedem. La finele dosarului penal, mie ca avocat ni se dă voi și învinuitul se dă voi să fac cunoștință cu materialul dosarului. Și acolo noi vedem tot. Când l-a ascultat, când nu l-a ascultat, nu uitam eu pot să mă informez din dosar. Dar noi vorbim despre situațiile de neinformare de către servicii securitate, informare și securitate în situații care nu legat de dosare penale. Informația care nu constituie probe, care noi dumneavoastră o investigați, o acumulați și așa mai departe, dar ele mai departe nu se duce. Nu se duce, pentru că până la urmă noi știți, trebuie să ne punem întrebarea pentru ce avem nevoie de aceste legi? Care e scopul acestor legi? Dacă noi vorbim despre securitatea statului, statul suntem noi, statul suntem toți cetățenii acestui stat. Și atunci, da, noi, sigur, vorbim de stat ca entitate, dar drepturile persoanelor trebuie să fie respectate indiferent de activități, indiferent de autoritatea care efectuează anumite activități. Și mă interesează care este procedura de reclamare, de contestare a ilegalităților, de repararea prejudiciilor, pentru că acolo scrie conform legislației, punct. La noi așa ne-am deprins, folosim un termen în majoritatea legilor, conform legislației. Dar unde e legislația asta? Care, deci legea trebuie să fie clară și previzibilă. Noi o facem pentru cetățeni. Cetățeanul trebuie să citească și de aici să uite mai departe. Dacă este o normă de blanchetă, să ne uităm în care lege eu trebuie să mă uit ca să pot contesta. Mai mult ca atât, vreau să atrag atenția că deși ați venit cu un pachet de trei legi,
eu cred că trebuia cumva ajustată legea 1545 cu privire la repararea prejudiciului pentru acțiuni ilegale ale organelor de drept și codul de procedură penală. Pentru că noi cunoaștem, dacă nu greșesc, mai înainte din cod procedură penală a fost exclus statutul de ofițer de urmărire. Poate eu greșesc. Deci SIS-ul astăzi nu duce SIS-ul dosar. SIS-ul din 2005 nu are competență de urmărire penală. Da, nu are competență de urmărire penală. De asta și spun. Dar probabil acum este momentul, dacă noi deci desfășurăm niște activități care sunt autorizate și de judecători de instrucție, pentru că activitatea judecători de instrucție este reglementată de cod procedură penală, ce ține de autorizările respective. Și poate să modificăm articolul, codul de procedură penală, unde prevede cel puțin competența judecătorului de instrucție, care că acolo nu văd competența că să autorizeze anume activitățile legate de activitatea Serviciului de Informații și Securitate. Deci trebuie cumva lucrurile astea. Și dacă noi spunem, pe de o parte, noi putem să contestăm și solicităm repararea prejudiciului, dar pe de altă parte noi nu avem legea care reglementează repararea prejudicii pentru activitățile ilegale. Nu este prevăzut. Unde? În ce temei? Care lege îmi permite? Eu nu cred că aici noi trebuie să folosim normele generale, codul civil și așa mai departe, pentru că noi avem legea specială, avem legea 545 care stabilește pentru încălcările comisii de, în cazul de judecători, procurori, organele, deci în cadrul cauzelor contravenționale, trebuie probabil aici de indicat și aceste ingerințe, dacă ele constituie anumite încălcări. Și eu să am o garanție că eu m-am adresat, s-au constatat, sau, de exemplu, eu înțeleg că cred că nu o să clasați dosarul special pe anumite temeri ca noi să putem să contestăm, dar evident că deci nu e vorba de... Noi ne dorim ca activitatea într-adevăr să fie una efectivă, noi ne dorim ca legea să ofere într-adevăr un cadru legal, dar... Și corect, noi vorbim aici că asta trebuie să rămâie și pentru generațiile următoare, pentru cei care o să vină după cei care sunt astăzi în organele de drept, în organul de SIS. Dar noi trebuie să ținem cont de mentalitatea noastră, pentru că noi, credeți-mă că deci, în Republica Moldova sunt constatate multe cazuri când se fac aceste ingerințe și se fac nejustificat și neîntemeiat. Ce ține de nemijlocit de instituția pe care o reprezint, eu cred că în aceste acte normative trebuie de indicat, poate, nu știu, cine nu cade sub incidența. Cine nu cade sub incidența acestor legi. De exemplu, codul de procedură penală stabilește clar că se interzice interceptarea convorbirilor dintre avocat și client. Dacă clientul meu este un potențial, spunem așa, o potențială persoană care prezintă interes pentru Serviciul de Informații și Securitate, eu cred că nu poate fi ascultată sau interceptată sau urmărită vizual, cum doriți, deci relația dintre avocat și client, dacă eu îl apăr, poate chiar și pe un dosar ce ține de trădarea de patrie, de exemplu, sau de spionaj. Și asta e expres prevăzut în lege. Nu am găsit în legile respective. Și dacă noi nu avem corelarea asta, legile astea nicicum nu văd că nu corelează cu codul de procedură penală, atunci care este situația? Eu nu o să ridic acum, că nu-i cazul să discut, dar noi avem situații când descurajează avocații să participe pe anumite dosare. Pentru că ei nu vor să fie interceptați neîntemeiat, ei nu vor să fie incluși în listele Magnitsky și așa mai departe, doar pentru faptul că ei sunt asociați cu clienții lor. Dar convențiile internaționale interzic expres. Nu poate fi asociat avocatul cu clientul său. De ce? Deci noi lucrurile astea trebuie să fie, și eu insist, și o să vă rog frumos să indicați în aceste acte normative, deci interdicția de a intercepta sau dacă au fost interceptate, ele să fie scoase din, cumva, din dosarul special sau din dosarul respectiv pentru viitor, să spunem așa. Deci, articolul 12 m-am referit. Deci, cam mai este a noi, sigur că o să încercăm și noi să așternem pe foaie cumva aceste idei. Important este că se discută pe marginea acestor legi.
Pentru că noi am spus încă o dată, da, în spațiu se vehiculează că, iată, SIS-ul să aibă competența să intercepteze, să urmărească fără acordul judecătorului din sus și mai departe. Și când citim atent în lege, eu de-a mea mi-am expus, nu o să mai repet, deci sunt niște norme care de fapt permit acest lucru. Și noi nu trebuie să admitem, deci eu am spus articolul 16 cu articolul 12, în coroborare cu articolul 12.2 și litera C, E, J, dacă nu greșesc, din punctul 1, deci trebuie cumva transferate la articolul 12.2. Cam atât așa mai pe scurt ca să nu iarăși nu ocup, sunt mai multe nu știu, eu doar, dar asta din punct de vedere, cred că nu știu dacă ne privește pe toți, dar 3 ani pentru funcția de conducere, nu știu dacă este suficient în cadrul acestor organe, pentru că totuși noi ne dăm seama despre ce organ este vorba și noi ne dăm seama despre responsabilitatea pe care o poartă persoanele într-o anumită funcție, nu știu, cheie de conducere, poate să faci o diferențiere de ierarhizare, adică a funcțiilor. Sunt funcții cu statut mai înalt, sunt funcții de conducere, dar noi când vorbim funcții de conducere, nu poți fi mai de conducere, mai tare, mai mult de conducere sau mai puțin de conducere. Ele sunt de conducere. Deci, probabil, nu știu, după mine, de 3 ani ar fi puțin. Vă mulțumesc. Bun, mersi. Pornind de la ultima, cu 3 ani de funcții de conducere, deci conform structurii la orice instituție publică, este direcție generală, direcții, secții și tot așa. Deci chiar și șeful unei secții, care e unitatea cea mai mică la moment, tot e funcție de conducere. Deci noi de acolo ne-am pornit, ăsta e minimul de 3 ani. Dar bun, poate într-adevăr o ierarhizare ar fi utilă în cazul dat. Cine nu cade sub incidența măsurilor contrainformative? Bună întrebare. Aici trebuie să vedem anume partea cu avocații pe care noi ați menționat-o. Ori acolo unde este interdicția asta în celelalte legi, acolo ține de acumularea de probe. În general, secretul comunicării avocatului cu clientul lui e sfântă. Confidențialitatea, secretul. O să cumva poate nouă ne-o scăpat subiectul respectiv, anume din considerent că noi nu facem investigații penală sau nu vrem, pentru că partea contrainformativă să reprezintă investigații penală. De ajustarea legii cu prejudiciu și cu 545, da. Și codul de procedură penală conform legilor actuale. Deci, ele sunt trei aici, dar undeva, bine, în planurile noastre, este că odată cu aprobarea lor se aduc în corelare și celelalte legi. De asta aici nu stăm cu 7 legi pe masă. Asta a fost logica noastră. Poate, într-adevăr, bine, depinde și de procesul legislativ cu colegii deci din Parlament. Un lucru foarte important, care este scopul acestor legi, care dumneavoastră l-ați menționat. Am eu impresie în discuția care este acum în societate și aici, că toată lumea încearcă să limiteze, să se apere pe sine cetățean de serviciu. Dar noi le-am elaborat cu scopul ca serviciul să protejeze cetățeanul de influență și de pericole externe. Optica, putem să ne uităm diferit. Acum fiecare cetățean încearcă să se apere pe dânsul de serviciu, considerând că serviciu, și asta e o chestie valabilă, având în vedere imaginea serviciului. Mulți ani la rând, serviciu și cu toată istoria de la KGB încoași, multe guverne care au fost și au folosit serviciu pe anumite aspecte politice, eu înțeleg de unde vine frica respectivă, dar la un moment dat trebuie să schimbăm paradigma, să avem instrumente de control, dar serviciul trebuie să se ocupe de protejarea cetățeanului față de pericolele externe. Asta e un punct important, dar dacă o să punem foarte multe instrumente ca să protejăm cetățeanul de serviciu, atunci însăși noi am eșuat la scop. Noi, deci aici s-a discutat și domnul Bodeanu a amintit în momentul acesta, trebuie să existe și o comunicare invers. Înțelegeți? Deci noi când citim legea asta, servicii de securitate, și noi nu vedem unde e relația sau raportul dintre cetățean și această entitate pe care o conduceți. Adică noi nu vedem că cetățeanul poate să vie, să... Bine, eu ca cetățean pot să vin dacă știu că există undeva ceva sau mă amenință pe mine sau asta prezintă, eu pot să vin și eu să... Eu nu vreau să fiu colaborator, nu vreau să mă includeți în lista de colaboratori. Dar orice cetățean, ca și la orice organ de drept, poți să te duci să depui o sesizare, poți să depui o plângere, o ceva, pentru că eu știu că, noi știm că sunt cetățeni care depun. Și până la ziua de azi au fost depus plângeri.
Păi informații, plângeri, cereri și așa mai departe sunt. Dar eu nu știu dacă noi putem să folosim așa în binarea asta, de că SIS-ul trebuie să fie mai friendly așa cu populația. Pentru că deci, scopul și acestui serviciu și specificul activității serviciului este cumva unul altul și mai mult probabil e bazat pe apărarea care vine din exterior decât din interior. Dar oricum, adică trebuie să fie această cumva comunicare sau măcar, nu știu, o secție, o direcție, o ceva care cumva da, să... din punctul de vedere a comunicării externe. Eu încă o dată, eu nu vorbesc din punct de vedere, deci comunicarea asta, eu vreau să mă duc să mă informați, vreau să fiu informat, ceea ce am spus noi, am fost, n-am fost interceptat, o fost, deci să existe, nu să depunem cereri și să le așteptăm cu lunile și să nu avem răspuns la ele. Noi trebuie, de aici vine și imaginea, probabil. Ca să fac o claritate. Da. Noi acum, și dumneavoastră și domnul Bădean, vorbiți din experiența la ziua de azi. La ziua de azi, bazată pe codul penal, cod de procedură penală, lege 59. Toate măsurile desfășoară în cadrul unui dosar penal condus de procuror. Deciziile aparțin procurorului, dar cerințele vin la noi, că noi să vă informăm. Nu putem noi să vă informăm, pentru că asta e 1, 2, dar dacă ar fi așa cum propunem noi, de exemplu, mecanismul, atunci noi ne asumăm toată responsabilitatea să informăm, să răspundem toată chestia. Noi am zis, pe cazuri penale nu trebuie să ne informați, că noi pe cazuri penale noi singuri ne informăm, noi facem cunoștință cu dosarul, noi facem cunoștință, nu ne trebuiește. Pe noi ne interesează situații care nu sunt legate de caz și despre care a spus și domnul Bădean, a menționat. Că noi altfel nu putem la ziua de azi nici fila, nici intercepta, fără cauză penală. Asta vreau să vă spun. Bine, eu concretizez întrebarea. Accesarea datelor personale în registru de stat a populației se face doar în cazul dosarului penal? Asta e jumătate de dreptate. Verificările de care dumneavoastră ați spus, în care persoana dă consimțământul să fie verificat, nu. Tot se face în... Nu merge vorba de consimțământ. Iată, accesarea datelor personale în registrele de stat. Registrul de stat a conducătorilor auto, registrul unităților de drept, registrul traversarea frontierii de stat și multe alte registre, 100.000 de registre. Se face de către SIS doar în cadrul urmăririi penale? Nu. Noi vorbim de în afara urmării. Noi înțelegem că acolo e responsabil procurorul și ceilalți. Noi vorbim de ceea ce ține de SIS. Iată, azi SIS-ul, în prezent, încercați să mă contraziceți, nu există niciun caz de informare oficială din partea SIS-ului cu privire la accesarea datelor caracter personal pe strict competența SIS-ului. În afara care urmăririi. E strict competența SIS-ului? Tot ceea ce ține de în afara urmăririi penale. Legea 59 în afara urmăririi penale. Asta e foarte, foarte tare limitat, am un câmpul, dar tare limitat dacă scoatem urmărire penală. Deci noi suntem... Domnul director, domn Popescu, noi am agreat ca toată lumea care are propuneri astăzi, remarci, propuneri, să le trimită în scris în adresa comisiei, ca noi să le sintetizăm și eventual să pregătim amendamente pentru lectura a doua. Da, mulțumim. Eu vreau să intervin o secundă, domn director, văd că tot ne învârtim în jurul ăsta, că să fie informat, să fie informat. Deja domnul director a spus că partenerii au fost foarte mirați de democrația noastră. Acum noi aici suntem pentru a soluționa, da? Sunt niște probleme și dorim să le soluționăm. În timp ce dumneavoastră vorbeați, eu am văzut că mai mulți colegi de aici afirmativ dădeau din cap. Eu nu aud o soluție la această problemă. Ori, noi toți aici, dacă auzim că am fost interceptați, accesați, cum ziceți dumneavoastră, la date, e evident că nu o să fim tare bucuroși, da? Și eu, SIS-ul mă informează, îmi spune că ai fost interceptat și eu zic, dar de-a cui frumuseți și nevoie? Și ia să mă duc eu la judecător. Și eu cred că asta este o reacție la orice cetățean care auzi că a fost interceptat. Haideți să ducem până la capăt firul acesta, da? Cum noi rezolvăm mai departe? Toți cetățenii informăm că au fost interceptați, toți cetățenii se aruncă la judecător cu cauze penale și SIS-ul stă în judecătorii și apără situația asta? Nu. Dacă o să-mi permiți, eu o să vă dau detaliat răspuns. Nu, haideți, nu răspuns, caut soluția. Haideți să ne ducem până la urmă cu soluția. Exact, vă spun soluția.
Republica Moldova în anul 97 a semnat Convenția 108 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea automatizată a datelor caracter personal. Această convenție este aprobată la nivelul Consiliului Europei. La nivelul Consiliului Europei fac parte toate țările Uniunii Europene și plus în afara țărilor din Uniunea Europeană. Această convenție a fost ratificată în 2008, dacă nu mă înșală memoria, și din 2008 în Republica Moldova noi am fortificat dreptul la viața privată prin legea specială, legea cu privire la protecția datelor caracter personal. Dreptul la viața privată nu este un know-how moldovenesc, nu este o invenție națională. Este un drept fundamental statuat la articolul 8 din CEDO și în Convenția 108. Cum funcționează acest mecanism? Pentru că noi vorbim despre viața privată, ingerință, dar poate că nu tot timpul dăm o apreciere corectă sau cam ce înseamnă asta. Cineva ar putea spune într-o altă extremă. Viața privată, nu aveți dreptul, nimic să faceți. Cereți acordul, SIS-ul mai întâi să mă roage pe mine și eu să mă gândesc dacă să-i dau voie SIS-ului să-mi accesez datele. Mecanismul categoric nu funcționează în felul dat. Articolul 8 din CEDU stabilește excepții de la regula de bază. Regula de bază spune, toți au dreptul la viața privată. Culoare politică, viziune, stare de sănătate, deci nu contează de caracteristica persoanei, toți au dreptul la viața privată. Orice accesare a datelor personale reprezintă o ingerință în viața privată. Acum tot CEDU ne dă soluția, ca ingerința să fie justificată, deci să fie admisă ca fiind o ingerință necesară, ea trebuie să fie prevăzută de lege, ea trebuie să fie proporțională și ea trebuie să fie unanim recunoscut cu principiile internaționale. Mai simplu spus, SIS-ul are dreptul să acceseze date, sisteme informaționale, orice pe lumea asta, da? Și să fileze și să intercepteze. Numai că obiectivul de bază dreptul la viața privată și a legislației prin protecția datelor este controlul cetățeanului, dar mai corect ar fi controlul persoanei fizice vizate în raport cu prelucrările de date, în raport cu ingerințele care se admit în viața ei privată. Deci, controlul ăsta ce presupune? Asta nu înseamnă că fiecare persoană fizică ar să duc și să judece cu SIS-ul și ar să-i demonstreze că nu au avut dreptul să acceseze datele. Acolo unde SIS-ul are o bănuială rezonabilă, o informație operativă, are tot dreptul să-l verifice și pe Sergiu Bozeanu și pe oricare altă persoană fizică, care cade sub incidența acestor verificări. Aici nu există niciun fel de alte soluții. Deci orice informație sau o bănuială rezonabilă în gestiunea SIS-ului împuternicește SIS-ul să-l verifice pe acea persoană. Doar că mecanismul invers în ce constă? Acea persoană verificată de SIS trebuie la o anumită perioadă de timp să afle despre faptul că SIS l-a accesat. Deci ingerința se primește așa, că pe perioada cât SIS-ul mă investigează pe mine, drepturile mele sunt restrânse, eu nu cunosc SIS-ul pe mine, mă verifică, dar după o anumită perioadă de timp eu trebuie să cunosc SIS-ul m-a verificat și SIS-ul trebuie să-mi prezinte motivele de ce pe mine m-a verificat. Drept urmare, acest mecanism presupune că eu să am posibilitatea să mă adresez într-o instituție autonomă, aceeași instanță de judecată, pentru care să-mi depun plângerea, de exemplu, eventualele acțiuni ilegale. Balanța dintre drepturile SIS-ului și drepturile mele ca persoană fizică este tocmai instanța de judecată. Nu pretindem că noi să, nu mai știu, fiecare 5 secunde după accesare să-mi vină mesaj și spun că SIS-ul m-a accesat pe mine. Sau să cunosc înainte. Deci noi nu trebuie să creăm mecanism să periclităm activitatea SIS-ului, dar noi trebuie să ne gândim, pentru că legea prevede un mecanism foarte amplu de instrumente pentru SIS, dar tot legea dată nu prevede mecanism pentru ca eu să mă pot proteja. Ok, dumneavoastră ați fost interceptat accidental. În cadrul, în cadrul unei interceptări, exact. Nu știu care. Dar cetățean, dar vă duceți și spuneți, dar nu mă interesează voi că găsiți alte metode ca să-l depistați pe ăla. Nu. Voi m-ați interceptat și atât. Deci, o să vă întoarceți iar și o spuneți acelea că rezonabile și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, eu cred că aici am prins în sfârșit, de fapt, recomandarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră povesteți și ustor și să mă gândesc, cam tot asta e în lege. O chestie noi, care este perioada la care cetățeanul este informat sau primește informarea respectivă. De exemplu, dacă noi la momentul de azi accesăm în Registrul de Stat a Populației, dumneavoastră, cum ați menționat, în cabinetul noastră nu figurează accesarea respectivă, pentru că este o chestie special făcută. Dar dacă instituim, să admitem că, nu știu, tehnic trebuie de văzut încă, să admitem că instituim 5 ani de zile și după 5 ani sistemul automat plasează informația asta din platforma asta care e cu accesare numai pentru noi, în accesare pentru toată lumea respectivă, atunci noi strânăm cabinetul, o să vedeți că 5 ani în urmă SIS va accesa Registrul de Stat a Populației sau automobililor sau cadastru sau nu știu ce acolo, sau companii, etc. Și atunci, dar aici e ca o chestie care e
a spus-o domnul Popescu, mi-am notat-o că trebuie să ne gândim cu colegii, informarea sau recordarea perioadei de informare la termenul de prescripție. Că aici, ca să nu informăm după ce o depășit termenul de prescripție, că ies o șmechereală din partea noastră. E un argument destul de bun care noi o să vedem, o să ne gândim la termeni și o să-l raportăm la termenul de prescripție. Informarea trebuie să fie proporțională cu scopurile urmărite. Nu putem stabili by default 5 ani zile, nu informăm. Nu, eu am zis un exemplu. Deci pentru că, hai să facem o diferență între filaj, interceptare, accesarea telefonului cu plasare de dispozitiv soft special sau alte chestii mult mai complicate care se fac cu mandatul judecătoresc și despre care trebuie, noi suntem obligați. Noi am pus articolul ăsta anume cu acest scop în lege, să informăm cetățeanul imediat ce s-a terminat acțiunea și s-a clasat dosarul. Și este altă parte despre care aici înțeleg dumneavoastră mai multe accesarea datelor cu caracter personal în registrele de stat existente la ziua de azi. Deci uitați-vă, accesarea, asta e o formă. Când intri deja și cauți acolo, nu există. Și colectarea este o altă formă, că nu există nimic, dar noi vizual mergem după dânsul, mai intervievăm ceva, mai punem un dispozitiv de GPS și așa mai departe. În sensul legii, și accesarea și colectarea reprezintă o prelucrare de date. Sunt două moduri diferite de autorizare, exact. Două moduri de păstrare a datelor. De asta spun, haideți să facem o diferență, eu m-am pierdut în recomandarea este diferită, noastră. Este adevărat, doar că din perspectiva informării persoanei fizice, regula e una și aceeași. Până la atingerea scopului, scopul care? Că-l accesăm, că-l colectăm, că-l filăm, că-l interceptăm, nu contează. Descriți orice n-ați face cu informația despre persoană fizică, noi trebuie să avem început și sfârșit. Iată, noi începutul înțelegem, când el este declanșat, noi nu înțelegem când e sfârșitul și când persoana fizică poate să intervină în acest sfârșit pentru a cere explicații. Deja. Asta se face, de exemplu, în alte țări, cum se face chestia asta? Spune termen limit. De exemplu, SIS-ul accesat, s-a pus interdicția de a fi informat 3 luni de zile, 6 luni de zile, 1 an de zile, cu posibilitatea de a interveni suplimentar și de a extinde această perioadă atât timp cât este necesar, dacă se justifică. Da, colegi. Haideți, vă rog, un pic să faceți, vă rog, propunerile pe care le-ați spus dumneavoastră, sintetizați-le și trimiteți și, dacă îmi permiteți, să oferim cuvântul și altor colegi care s-ar putea să... Noi foarte mult am dezbătut anume linia asta care o spuneți dumneavoastră, dar eventual ne scapă alte idei ale colegilor pe alte aspecte. Adică ne-am reținut foarte mult la un singur aspect. Trimiteți propunerile dumneavoastră și noi o să... Noi o să le dezbatem pentru... Oricum vor mai fi consultări publice între prima și a doua lectură. După ce va veni avizul Comisiei la Veneția, noi iarăși o să ne adunăm în același format și iarăși o să discutăm. Și noi vom pregăti, deci deputații avem dreptul de a depune amendamente și atunci când noi vom ajunge aici în dezbatere la un numitor comun că ceva trebuie de modificat în deosebi și după venirea avizului, și o să modificăm. Dar dacă îmi permiteți, haideți să trecem și la alte aspecte pe care colegii ar putea. Domn Palomarciuc, vă rog. Bună ziua, mulțumesc mult pentru oferirea cuvântului. Sunt Vladimir Palomarciuc, sunt avocat de profesie și totodată sunt președintele Comitetului pe cadrul de reglementare a Asociației de Business European. Deci, noi am fi vrut să reușim să dezbatem acest proiect în comitet, dar l-am primit destul de scurt și cei ce am reușit, deci doar cât eu am analizat proiectele de legi. Vă dau câteva comentarii generale legate de ambiguitatea prevederilor. Deci, spre exemplu, domeniile de intervenire sau de competență a SIS-ului. Deci, ele sunt, uneori sunt listate unele infracțiuni așa cum ele sunt reglementate în codul penal, în alte cazuri sunt pur și simplu expresii generale care nu se regăsesc în codul penal, dar ele, într-un fel, ar avea conotație penală. Deci, și o sugestie ar fi ca să fie făcută un pic de curățenie în acest proces, da, ca să se înțeleagă despre ce este funcționarea SIS-ului, fiindcă atunci când citești, este impresia că atunci când s-a scris, nu știi concret ce trebuie să facă SIS-ul, adică el vrea să cuprindă foarte mult, dar nu-și vede limitele. Și de aceea ar fi bine ca să fie o viziune cu privire la limitele de intervenție. Și există chiar inclusiv unele norme care creează confuzii, adică de trimitere la alte domenii. Adică acesta ar fi un comentariu general. Spre exemplu, este o infracțiune, se referă la o infracțiune privind securitatea aeronautică, navală, dar nu este referință la infracțiunea privind securitatea aeroporturilor. Adică, și atunci...
atunci când te uiți în codul penal câte infracțiuni sunt și cum ele sunt reflectate în acest proiect, de ce câteodată în unele situații s-a referit la o anumită infracțiune, așa cum ea este reflectată în codul penal, dar în alte părți s-au făcut expresii foarte generale care nu întotdeauna poți să le atașezi la codul penal, atunci da, deci apare această imprevizibilitate cu privire la competențele SIS-ului. Și deci, un alt comentariu ar fi, eu am să mă refer la ceea ce a spus și domnul Popescu privind informațiile care sunt secrete, deci care sunt protejate de secretul profesional. Și aici mă refer la articolul 8 din legea cu privire la SIS. Articolul 8, aliniatul punctul 7, prezentarea informației, deci SIS-ul are dreptul să solicite și să primească pe gratis informații de la alte persoane juridice, prezentarea informațiilor solicitate de serviciu nu poate fi refuzată pe motiv că acestea constituie informații cu accesibilitate limitată. Deci, în cazul avocaților, deci noi avem aici un text expres de lege care spune că cu accesibilitate limitată, care ar acoperi, deci, practic orice. Da, bine că se referă la persoane juridice, nu știu dacă era scopul ca să excludă avocații, că avocații sunt persoane fizice, da, deci că atunci când activează. Dar eu cred că aici deci, nu s-a urmărit anume acest scop și ar fi necesar ca să fie instituite garanții clare că acesta nu se aplică în cazul informațiilor confidențiale între avocat și client care rezultă din asistența juridică, nu doar pe cele din dosarele penale. Deci eu cred că nici nu, fiindcă, da, deci trebuie de instituit aici un mecanism, dacă se dorește, atunci nu poți pur și simplu să te apropii la avocat și să-i spui dați-mi informații, fără să fie niciun motiv, da, și deci fără nicio garanție. Deci asta e, pur și simplu, din modul cum este formulată, din perspectiva activității profesionale de avocat, este pur și simplu invazivă. Consider că, în general, avocații trebuie, deci, exceptați de la această prevedere, deoarece aceasta este o garanție pentru funcționarea drepturilor omului. Atunci când eu vreau să dau un comentariu cu privire la problema care dumneavoastră ați evidențiat-o, că cetățeanul se duce la stat și eu nu văd problemă în asta. Adică dacă cetățeanul vrea să meargă în judecată, lasă-l să meargă. Adică asta e problema statului, cum soluționează, dar deci să încercăm să diminuăm din garanțiile cu privire la drepturile omului din perspectiva faptului că statul vede o problemă că nu poate să gestioneze poate plângerile în judecată, asta e o problemă a statului. Bine, dar cel mai eficient cred că pentru stat ar fi să aibă 2, 3, 5, 10 cazuri strategice unde argumentează și să fie o practică clară și oamenii să înțeleagă că dacă SIS-ul are dreptul, el are dreptul, da? Deci și-o accesat. Ok, o accesat. Deja cum le-a accesat și cum le-a prelucrat, e aici. Da? Deci dacă l-a încălcat, atunci eu trebuie să am un remediu. Dar faptul că să mă duc în instanță de judecată, aceasta nu este o problemă în sine. Da? Deci, și ea nu trebuie să fie soluționată. Ea invers, este un remediu care trebuie să funcționeze. Cam acestea sunt comentariile generale. Deci terminologia, el trebuie recitit pentru ajustare, adică inclusiv la ajustare. Deci, spre exemplu, vă dau un alt exemplu. Articolul 4, aliniatul punctul 2, deci care prevede elaborarea, că SIS-ul elaborează și realizează în limitele competenței un sistem de măsuri orientate spre identificarea, prevenirea și contracararea riscurilor și amenințărilor ce prezintă un pericol deosebit pentru securitatea națională, după cum urmează. Dar deci nu trebuie după cum urmează, ci trebuie să fie privind. Și atunci, dar după cum urmează, își creează un alt semn. Aici privind schimbarea prin violența, o rânduire și așa mai departe. Deci sunt astfel de chestiuni care probabil că la nivel de parlament, cei care se ocupă cu redactarea, trebuie să atragă atenția. Ok, deci eu aici rezum comentariile. Mersi mult. Da, domnul director, putem. Mersi. Da, cu privire la diferite redactări tehnice, ele sunt binevenite, într-adevăr, ele în proces se vor mai modifica. Ce ține de dreptul cetățeanului să meargă în instanță, de acord 100%, noi când discutam pe intern cu privire la proiectele astea, eu le-am spus colegilor și colegi, deci poate să confirme, trebuie să mărim o leacă numărul de colegi care sunt în direcția juridică, pentru că o să avem, cel puțin la prima etapă, multe cazuri în instanță și suntem conștienți de asta. Noi am avut alte situații în cadrul serviciului în care le-am spus colegilor, noi, era vorba de un ordin de concediere, semnăm ordinul ăsta,
dar mâine pregătiți-vă pentru o săptămână o să fie cerere prealabilă și după asta o să mergem în instanță. Noi foarte bine înțelegem lucrul ăsta, este dreptul cetățeanului, mergem și e ok aici, nu e nicio problemă. Ce ține de garanțiile clare pentru în cazul avocaților, într-adevăr, cum am spus mai devreme, noi trebuie să ne gândim că nu am luat în considerare acest aspect. Un comentariu de la noastră, de ce nu tot se regăsește sau cumva nu e corelat cu codul penal și cu prevederile codului penal și infracțiunile din codul penal? În primul rând, pentru că conceptual noi vrem să ne detașăm de codul penal și de prevederile codului penal. Iarăși, pentru că noi nu suntem organ de urmărire penală, noi nu vrem să facem investigarea infracțiunilor. Noi colectăm date și facem acțiuni pentru a ne asigura că țara asta este în siguranță, protejată, riscurile din extern nu își au succesul aici în Republica Moldova. Dacă o să ne corelăm în continuare la codul penal, atunci noi rămânem în gândirea și în logica asta că noi suntem în rând cu poliția, cu procuratura și atunci trebuie să facem în conformitate cu asta. Deci conceptual e diferit. Chiar și asta am văzut în majoritatea statelor pe care le-am cercetat. Ambiguitatea unor prevederi, unele detaliate, unele mai largă și corect ați spus, unele sunt mai detaliate pentru scluate din codul penal sau de legii 59 sau din alte legi de unde am putut noi să le colectăm, altele sunt mai pe larg pentru că țin strict de competența noastră, noi le-am lucrat, dar în procesul amendamentelor o să le racordăm. Securitatea navală, securitatea aeronautică, nu cred că aici e și chestii tehnică care trebuie să ne uităm încă o dată ce este acolo și să corectăm unde este nevoie. Este o chestiune de principiu, fiindcă sunt... Pentru ce atunci să menționez securitatea navală? Dacă sunt o subvenie alte infracțiuni, adică care era scopul să indice anume astfel atunci infracțiunea? Da? Deci... De acord. Aici trebuie să ne uităm încă o dată ce s-a renumărat, poate s-a scăpat vă chestii și o să redactăm. Era domnul și apărut dumneavoastră, că așa am fost informat. Bună ziua, Natalia Mihalache, compania Mulțel. Un apel, în primul rând, către comisie. La moment sunt pe rol în proces de consultare publică trei acte normative importante, modificări la legea privind activitatea specială de investigație, modificări la legea privind criminalitatea informatică și securitatea cibernetică și proiectul de lege care prevede acțiuni speciale de investigație cu legea privind activitatea informativă și contrainformativă. Foarte multe articole, adică o treime din articole prevăzute în lege, ele practic corelează cu legea privind activitatea specială de investigație, codul de procedură penală și parțial cu legea privind criminalitatea informatică. Fiindcă a fost puțin timp, de ce am observat descrierea acțiunilor sau activităților care se vor întreprinde în aceste proiecte de legi diferă. Și dacă noi o să avem mai multe proiecte de legi care descriu aceleași activități, însă conținutul va fi diferit, adică nu este cel mai bun lucru. Poate ar fi bine să se ia sub umbrela comisiei toate aceste proiecte, ca ele să fie armonizate și corelate între ele. Noi, după cum am observat din proiectul de lege prin activitatea informativă și contrainformativă, sunt îmbunătățiri, însă se primește că legea prin activitatea specială de investigație cu proceduri penale care prevede aceste activități vor avea alte reglementări. E de dorit să fim pe aceeași linie. A doilea moment... S-a discutat foarte mult despre pur proporționalitatea acțiunilor întreprinse, activităților întreprinse. Noi am cerut și acum, când s-a discutat proiectul de lege prin activitatea specială de investigație, cod de procedură penală, din redacția actuală nu poate fi determinată dacă acțiunile ofițerului ele sunt proporționale sau nu, fiindcă nu avem niște referințe. De exemplu, în ce cazuri se poate defectua interceptarea comunicărilor și monitorizarea traficului de date? Nu sunt referințe la codul penal. Acum chiar se discuta că nu este necesar. Noi lobăm că este necesar. Noi credem că interceptarea și monitorizarea trebuie să fie prevăzută când sunt comise infracțiuni excepțional de grave. Da? De exemplu, același s-a spus exemplu SIS, care s-a dat, că serviciul VAMAL solicită interceptarea. Cine poate determina
Are dreptul proporțional ingerința solicitării serviciului VAMAL? El care are acolo dosar de trafic de droguri sau are dosar că a fost completată incorrect declarația VAMALă? Cine determină? A fost proporțională solicitarea ofițerului sau nu? Până când o să avem niște referințe clare în cadrul legal, ce acțiuni și în ce cazuri pot fi efectuate, noi nu o să putem determina dacă acțiunea respectivă a fost proporțională, ingerința a fost proporțională și garantează drepturile constituționale ale persoanei. Chiar și din deciziile CEDO cu privire în care Republica Moldova a fost condamnată referitor la ingerința în viața privată, anume colectarea informației de la furnizorii de comunicații, sunt recomandări expres CEDO că trebuie să fie determinată procedura și trebuie să fie clar când s-a respectat principiul proporționalității sau nu. De exemplu, avem în lege mecanismul controlului parlamentar. Ce interpelări au fost, ce accesări au fost și dacă au fost proporționale. Cum comisia parlamentară va determina dacă solicitarea de descifrare, interceptare, monitorizare a fost proporțională sau nu? Nici comisia nu are repere legale, nici judecătorii nu au repere legale în baza căruia poate satisface solicitarea unui ofițer. De exemplu, la moment, eu puteți vă spun că furnizorii, de cum noi ca furnizor, solicitările SIS în raport cu Procuratura, organele Ministerului de Afaceri Interne, sunt minore, e un număr foarte mic. Noi vorbim de protecția cetățenilor în discuția cu SIS, plecând se primește că protecția cetățenilor și viața lor privată în raport cu Procuratura, cu organele de ocrotire a normelor de drept, rămâne fără control. Da, legea prin activitate specială de investigație prevede într-un articol, într-un aliniat că Comisia Parlamentară efectuează controlul asupra măsurilor speciale de investigație, nici, cum s-ar spune, nici o treime din ceea ce e prevăzut acum în proiectul ăsta de lege, însă acolo se comit cele mai mari, cum s-ar spune, abuzuri, pentru că dacă noi să luăm pe ce interpelările care le primim, pe ce infracțiuni primim și ce informații se solicită, noi, cu ochiul liber, putem spune că se comit abuzuri. Însă dacă nu o să fie repere legale în lege, se comit abuzuri, nu se comit proporțional, neproporțional, noi tot timpul să rămânem într-un fel oricare la subiectivism. În cantitatea de accesări, în volumul de informații eliberat, noi avem solicitări de la organele din Ministerul Afacerilor Interne în care informația e pe 500.000 de rânduri. Noi avem întrebare, eu din când văd referința la articolul penal pe care se solicită informația asta, mie îmi pare disproporționat, însă judecătorul a autorizat. Eu, ca furnizor de comunicații, nu pot să spun că este disproporționată măsura, dar nici judecătorul nu are reper legal să refuze, de exemplu, eliberarea unei așa cantități mari de informații. Vrem să fie o ordine ca să știm ca și însăși organul de control, Comisia Parlamentară, dacă o să examineze, a fost abuzuri în numărul de solicitări, accesări, interceptări, trebuie să fie în lege. Pentru ce situații se permite interceptarea? Și, de exemplu, la SIS este prevăzut interceptarea, cum se efectuează, cum se păstrează informația, cum se distruge informația. Dar de interceptare face și serviciul VAMAL și CNA, în cazul lor asemenea procedură nu este prevăzută. Și noi am ridicat întrebarea respectivă. Adică legea care privește atribuțiile ofițerului SIS, față de care volumele de informații eliberate sunt mai mici față de alte autorități, la SIS este prevăzut, la alte autorități nu este prevăzut. Noi am vrea să fie totuși o abordare consecventă la acest subiect. Este alt proiect cu legea 59. Și noi acum, eu încerc scuze de asta, întrebăm colegii, deci când legea 59, înțeleg, nu-i prevăzut. Nu e prevăzut. Deci trebuie de prevăzut, de fapt, ceea ce este aici, va trebui și în partea celălalt. Nu, este logic, pentru că legea, deci, care se referă nemijlocit la anumite, deci, acțiuni, ea trebuie să reflecte și în legile speciale a fiecare instituție în activitatea sa. Deci logica este în ceea ce spune dumneavoastră. Și vedem cum facem, pentru că va trebui modificat, poate, dar așa trebuie să... Da. Bun, eu am înțeles, de ce esență. Domnul...
Domnul președinte, mie îmi pare extrem de interesant pentru noi ce aici spune doamna Mihalache și eu propun în comisie să audiem reprezentanții companiilor la Molcel, Orange, Unitea sau Mol Telecom, ca noi să vedem, deci doamna Mihalache spune lucruri extrem de grave, atunci când un polițist din comisariatul, zicem, Cimișlia, solicită niște date care, deci SIS este reglementat, există o supraveghere, chiar dacă spuneți dumneavoastră că nu este totalmente transparent și suficient și există poate careva lacune, dar noi pe un locotenent major din comisariatul Cimișlia nu-l verificăm și el poate solicita exact aceleași lucruri pe care le face SIS-ul. Și dacă în SIS sunt circa, zicem, 1000 de ofițeri în cadrul serviciului care duc toate activitățile, noi în fiecare comisariat avem câte 200 de ofițeri care fac 30 de comisariate, câte 150-200 de ofițeri care tot fac aceleași lucruri. Și eu vreau să spun că în trecut, ingerință de poliție politică a făcut MAIU, nu a făcut serviciul de informații. De exemplu, când Sergiu, în domeniu, clar că o să țineți cu cei de la când Sergiu, când Sergiu, nu, stați, când Sergiu Litvinenko, de exemplu, era deputat în cadru, un nume, pur și simplu, că practic toți deputații au fost interceptați, ilegal, fără să le ridica imunitatea, și cum făcea? Sergent Caldare din comisariatul Cutare scria că numărul de telefon X și se dădea numărul unui deputat de opoziție este folosit de un hoț de biciclete, care fură biciclete și le comercializează. Și vă solicităm să punem acest număr care îi aparține lui Ion Ciobanu, hoțul de biciclete, să fie interceptat, să trimite, să ia mandat de interceptare, se interceptează asta, dar de fapt ofițerul ascultă pe Litvinenko sau pe alt deputat de opoziție. Și eu aici cred, domn director, că noi trebuie să instituim un registru de numere de telefon ale persoanelor politice sensibile, care dumneavoastră să îl aveți și să vă se prindă un red flag atunci când alt organ, comisariatul Cimișlia, cere un număr deja de telefon care aparține unui... Domnul Cheptonare, da. Noi am discutat subiectul ăsta deja cu domnul director. Da, și noi, în general, și am discutat și cu domnul Bozian, am discutat acest subiect în mai interior. Noi trebuie să găsim o soluție cu acest registru unic de interceptare. Eu nu mă încet, 20 secunde să intervenim. Deci această idee, am discutat-o cred că în primele zile când am venit președinte de comisie. Da, pentru că eu atunci primul ce am făcut, am chemat în fiecare domeniu, deci experții care cunosc și eu recunosc că trebuie să învăț foarte multe lucruri. Da, și noi am discutat despre acest lucru și domnul director știe foarte bine că noi următorul pas care trebuie să-l facem în viitor apropiat și care va fi dezbătut public, cum noi facem acest registru unic de interceptări. Pentru că este o mare prostie când poate 40 de cum zice, procurori, 40 de comisari de poliție și nu știu ce, să intercepteze prin cereri separate unul și aceeași persoană. Deci asta nu este corect. Dacă este o interceptare, acele materiale colectate pot fi folosite, după logica mea, nu știu dacă am dreptate, dar o să discutăm, poate fi folosite, da, de celelalte instituții în judecată, dacă ele cumva de ce încălcat. Dar asta trebuie noi să vedem cum este corect să facem lucrul ăsta. Și aici eu dau dreptate, noi... Domnul Carp, noi am salutat o ședință cu comisia, noi, adică cei ce vorbesc eu sunt vârful icebergului, noi am vrea să avem o discuție la capitolul respectiv, să vă facem o descriere a situației care există și cred că dacă o să aveți o descriere din partea noastră, situația o să fie mai ușor de luat niște decizii și de găsit niște soluții. Aveți cuvântul meu că noi să ajungem și la chestia asta, pentru că noi aici, eu cred că în Parlament, tot lipsa de modestie, dar asta e comisia care face cele mai multe dezbateri pe diferite subiecte. Uneori, până a înregistrat proiectul, noi facem 4-5 dezbateri ca să ne convingem că, nu, că totul este deși corect. Ca și în condițiile astea, cât regulă, lumea ce face aici? Înregistrează proiectul,
îl dezbat în prima lectură în Parlament și apoi urmă să apuc să-l dezbat public. Noi cumva avem altă abordare. Vrem întâi să le dezbatem anumite subiecte. Apropo, am avut și proiecte care teme care le-am dezbătut la solicitarea cetățenilor, care au fost permisele de conducere și altele, adică noi suntem deschiși. Dar subiectul ăsta noi l-am ridicat odată. Deci recunoaștem că avem foarte mult încă de ajunge la el pentru a-l pregăti la dezbatere. Da, domnul director? Ca să răspund un pic la întrebările noastre, cine trebuie să decide proporționalitatea aplicării măsurilor? Deci și la moment, conform codului procedură penală și legii 59 și în ceea ce propunem noi în legea prin măsurile contrainformative, este judecătorul care decide asupra proporționalitatea. Din practica care există, noi primim solicitări de descifrări pe un an de zile pentru furturi. Adică noi, nu există o practică uniformă în rândul judecătorilor. Cum autorizează aceste măsuri? Este o problemă. Noi vă spunem care este situația de fapt și noi credem că problema respectivă poate fi soluționată dacă o să fie un cadru juridic clar. Adică monitorizarea, interceptarea se oferă și chiar astea sunt recomandările CEDO. În cazul infracțiunilor excepțional de grave, da? Colectarea descifrărilor pe un an de zile se permite în cazul infracțiunilor grave. Dar noi am avut situații când s-a cerut colectarea descifrărilor pe antenă, pe o săptămână, s-a furat telefonul mobil. A fost mandat judecătoresc. Eu vă spun, situația de fapt, noi trebuie să vă facem o descriere situației de fapt, ca reglementările trebuie să rezolve problemele care există în practică. Deci, eu promit că o să avem, tămân lumea o să fie prin sărbători, deci la noi și instituțiile, da. Și deci prin luna, la sfârșitul lunii ianuarie, eu vă promit că avem o dezbatere pe subiectul ăsta. Da, și ceea ce am vrea, de exemplu, în proiectul ăsta de lege, să avem o claritate cu privire la procedura de blocare a site-urilor web. Noi am așteptat o procedură transparentă, care să știm cum procedăm, ce facem, cum facem, pe cât timp se închide. Este un alt proiect de lege. Deci, apropo, eu am făcut un proiect de lege pe care a fost retras pentru că era la limită dintre dreptul de exprimare, libera exprimare și eu l-am retras. Deci eu am venit cu un proiect, după ce am avut discuții cu experții, eu am înțeles niște lucruri, nu l-am lăsat să meargă mai departe, l-am retras din procedură legislativă. Dar, iarăși, cred că urmează subiectul să fie dezbătut și pe urmă să înregistrăm un proiect care să rezolve problema. Bine. Și sunt momente care, de exemplu, pe articole care noi, ca executori a unor activități, adică nouă nu ne sunt clare, sau, de exemplu, noi credem că o să fie problemă. De exemplu, în articolul 20, asta noi o să venim cu propuneri, noi nu înțelegem ce înseamnă date de identificare tehnice ale punctului de acces redirecționat. Nimeni la noi nu poate să înțeleagă. Adică vrem o ședință de lucru unde noi să spunem ce e posibil. De exemplu, SIS-ul vrea autorizații cu privire la blocarea unui punct de acces de sistem. Noi, ca furnizori, putem să vă spunem că niște puncte de acces se blochează câteodată nu numai dintr-un sistem, dar din mai multe sisteme. Noi nu vedem cum asta se poate realiza în practică și credem că o ședință a SIS-ului cu furnizorii de comunicații în care noi să clarificăm ce e clar, ce e posibil, ce nu e posibil și cum e posibil, ar fi foarte binevenită. Și tot am vrea să fie o procedură. Hai să răspund la subiectul și să trec la următoarea. Deci, total de acord. Formularea tehnică care se află acum în legislație e făcută împreună cu colegii noștri care sunt tehnici și lucrează cel mai des cu dumneavoastră, cu operatorii telefonie mobilă. Ei au dat definițiile astea. De acord, poate nu sunt cele mai bune, dar într-adevăr o ședință de lucru împreună și cu dumneavoastră și cu alți operatori e binevenit. O să organizăm. Da, vă rog, continuați. Și ultima, cum s-ar spune, recomandare. Până acum, nici acum, cu toate că noi am mai făcut apel, nu este o reglementare cu privire la păstrarea informației de către furnizori la interpelările executate și informația care o deținem. De exemplu, avem solicitări de la procurori, că vă rugăm frumos să ne spuneți dacă numărul respectiv s-a colectat informații, ce s-a colectat, cum s-a colectat, da? Avem interpelări când ea, de obicei, interpelările astea vin peste un an. Dar nu există un termen. Pe cât timp noi păstrăm informația cu privire la interpelări, nu există un termen pe cât timp păstrăm informația care a fost eliberată.
Noi, fiecare operator face cum vrea. Adică noi, în cadrul companiei, am instituit niște proceduri interne, așa cum am considerat noi. Noi asta discutam, că cu adevărat există o problemă. Da, iarăși, de asta și rugămintea noastră este noastră. O să aveți cu certitudine deci o discuție cu SIS-ul separat. Deci poate o să vin și eu, poate la sigur o să vin și eu, o să facem cu furnizorii de așa, o să facem o ședință pentru a vedea cum găsim soluții și aici. Și vă dăm dreptate. Nu, aveți dreptate. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Astea sunt toate, adică de ordin general. Vă mulțumim. Dar nu sunt puțin. Vă mulțumim foarte mult. Lângă dumneavoastră, colegul vrea să intervină? Da, mulțumesc. Mie îmi spune Victor Macovei. Eu am să vorbesc din perspectiva unui cetățean care urmărește atent. Nu putea să-mi scape așa. Chiar vă rugăm. Momente sensibile. Deci, eu îmi recunosc că ca cetățean am o atitudine mai critică față de întreg blocul structurilor de forță, dar eu am venit astăzi cu niște propuneri, niște obiecții din punctul meu de vedere constructive. Da, eu înțeleg foarte bine că într-o societate democratică, inclusiv prioritatea asigurării securității statului este ceva important. S-a vorbit astăzi despre echilibru, proporționalitatea cu asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale. Deci ce aș vrea eu să vă comunic? Foarte greu a fost ca să dezmeticez, de fapt, că trebuie să menționez că era mai bine dacă se mergea pe legea privind SIS și legea privind statutul ofițerului de informații ca un set aparte și pe legea... Nu, e lege separate. Păi, iată, eu vreau să vă spun că, de exemplu, analizând legea privind activitatea informativă și contrainformativă, mie mi-era foarte greu să înțeleg cum ați funcționez asta, până nu am văzut săptămâna trecută la guvern, deci când s-a aprobat un alt pachet și ține de modificările la legea 59, la codul de procedură penală, la codul penal, deci mai este alt proiect care va introduce în codul penal infracțiuni noi și țin de infracțiuni contra securității statului. Deci eu consider că trebuie dinglobat acest pachet. Vă spun, eu deodată nu puteam să înțeleg cum o să funcționeze acest lucru și atât chiar astăzi tot ce s-a vorbit, activitatea contrainformativă și informativă, asta nu-i tot ce face SIS, nu-i toată activitatea specială, asta e un segment destul de îngust. Rămâne, după legea 59, la fel, serviciul va continua să efectueze măsuri speciale de investigații, inclusiv în contextul la modificările care se operează. Eu vă spun sincer, eu am făcut 3 tabele. Am o coloană, legea actuală, legea 59, instrumentele care dispune SIS. A doilea, modificările care se propune la legea 59 în redacție nouă. Și a treia, privind activitatea contrainformativă, ca să înțelegeți ce diferență, ce nou a apărut și care sunt detaliile cele care contează cel mai mult. Tot o observație, cred că cea mai puțin importantă. Era bine dacă se promova acest proiect totuși prin intermediul guvernului. De ce? Pentru că aici trebuiau conectați specialiștii din ministerie, există probleme de compatibilitate, iată care eu le-am identificat conform propriilor analize. Și da, cel puțin apreciez atât că ați venit cu explicația aceasta, că proiectul a fost înregistrat și repede un pic așa derulează lucrurile ca să fie solicitat și opinia Comisiei de la Veneția, pentru că personal vă spun impresia pentru mine că mi-era așa cu semne de îngrijorare, a apărut așa în Parlament, repede se fac și dezbateri. Mă bucur că la substanță, concret, la proiectul de lege, da, primul lucru care vreau să-l punctez, iată la articolul 5 sunt prevăzute drepturile subiecților investiți cu dreptul de a efectua, da, activitate informativă și contrainformativă. Deci haideți să vă spunem drepturile ofițerilor SIS și a serviciului. Eu n-am văzut după acest articol sau în întreg conținutul, eu rămân optimist și cred că asta e o scăpare, obligațiile. Nu există un articol cu obligațiile. În redacția actuală, da, după care se conduce SIS, legea 59, sunt drepturile, sunt obligațiile. În proiect nu există obligații. Cu atât mai mult nu există nici restricții careva.
trebuie să recunosc că poate anumite obligații sunt, pot fi deduse din alte norme, din, dar s-a evitat sau s-a scăpat ca expres, exhaustiv, să fie prevăzute și obligații și restricții. Deci, mai departe, la articolul 12, da, ce ține de însuși enumerarea măsurilor speciale de investigație în activitatea informativă și contrainformativă și modul de autorizare a acestora. Da, este această inovație ce ține de autorizarea de către conducător a unui, a jumătate, da, zicem așa, din toate măsurile speciale. Din punctul meu de vedere, eu înțeleg această necesitate, dar logica s-a încercat de mai operativ de a desfășura anumite acțiuni, de a exclude da, din acest circuit procurorul pentru a reduce niște riscuri de, nu știu, imposibilitatea asigurării confidențialității, poate pe alocuri este necesar, dar totodată eu vreau să atrag atenția la următoarele momente. Toate măsurile care vor fi autorizate de conducerea SIS se referă doar la cele efectuate în cadrul unui dosar special, deci rezultatele acestor măsuri nu vor ajunge niciodată la dosarele penale, pentru că, cum s-a menționat, ele nu pot fi ca probe și îmi pare rău că nu este domnul Popescu, că dumnealui spunea, tot a încercat să trateze acest subiect, este logic și foarte corect că ele nu pot fi tratate în calitate de probe, pentru că asta ne-a mai trebuit ca probele să se colecteze până la începerea urmăririi penale, ori da, probele se colectează din momentul începerii acestei activități. Am văzut, da, deci undeva, dacă actualmente, da, măsurile care se autorizau de procuror acum trec, da, la autorizarea conducătorului. Vreau să vă spun că anume, iată, asta e zona unde cel mai mari riscuri o să fie. Pentru că, cum s-a mai menționat până acum, informarea persoanei sau fapte de încălcare a drepturilor fundamentale, a drepturilor omului în cadrul urmăririi penale, șansele sunt mult mai mici. Ori acolo participă și ofițeri de investigații, și ofițeri de urmăriri penală, procuror, judecător, avocat, victimă, deci noi vorbim de mai mulți actori, unde spațiul de manevră e mai mic. Atenția trebuie aici atrasă, la dosarele speciale, unde este o activitate foarte restricționată, de multe ori au acces doar, propriu-zis, ofițerul de investigații, conducătorul nemijlocit și directorul care va, conducerea SIS care va, și nimeni altcineva. Și aici vreau să atrag atenție, pentru că am observat acest lucru, examinând și modificările care s-au propus la legea 59. Dacă în legea 59 actualmente este așa o normă, principiu fundamental, care stabilește că orice rezultate a activității speciale de investigații efectuate cu încălcarea legii sunt nule, deci nu vorbim că ele nu o să fie probe, dar sunt nule, în gener nu poți să le utilizezi, să exclude acest moment din legea, din modificările care se propun la legea 59. Și o să vorbesc un pic mai târziu, nu s-a compensat acest lucru cu modalități de control. Eu încerc scuze, la legea 59, de fapt, Ministerul Justiției trebuie să facă dezbatere acolo. Da, cu urmă. Noi, în principiu, eu cred că ea va fi votată în prima lectură. Eu am solicit între prima lectură și a doua lectură să aibă totuși o dezbatere publică și e corect. Da. Deci eu, în general, e corect să fii înainte de prima lectură, pentru că tu te înarmezi pe tine, da? Te convingi tu pe tine că acolo este o problemă, acolo o problemă, și atunci când tu pregătești raportul, faci trimitere. Noi, de exemplu, la legea privind prevenirea spălării banilor, 44 de articole am acceptat de la societatea civilă. Poate, știți, și care astăzi eu pot să ies cu certitudine să spun unde sunt problemele, că am acceptat, da? Și încă deja sunt încă vreo 6 articole care urmează în lectura a doua, cel puțin astăzi, care știm că vor fi propuse. Poate o să fie și mai mult încă din societatea civilă.
Eu am să-i rog foarte frumos să facă dezbatere publică pe 59. Eu vreau să vă referiți exact la aceste proiecte de lege, mai ales pe cea pe contraspionaj, pentru că acolo sunt cele mai multe întrebări. Da, okay, eu revin, consider că nu m-am abătut tare, pentru că ele sunt foarte strâns conectate. Dar eu revin aici. De ce n-ar trebui să existe o normă în proiectul acesta privind activitatea informativă și contrainformativă care stabilească exact același principiu? Că nu rezultatele activității speciale de investigații efectuate cu încălcarea prevederilor legii sunt nule, ori noi avem mai jos prevederi și țin posibilitatea utilizării acestora în cadrul altor dosare speciale. O să putem să avem în practic situația când cu încălcarea procedurilor chiar acestor simple din punct de vedere să fie utilizate rezultatele unor măsuri ilegale în alt context. Chiar dacă nu vorbim de urmărire penală, nu vorbim că nu o să fie sancționat persoana, dar el oricum prezintă niște riscuri. Aceste informații care intră în posesia, anumiți ofițeri de informații intră în posesia lor și au fost colectate ilegal, credeți că nu prezintă risc pentru persoană? Este neapărat ca aceasta să fie sancționată în instanță sau pornită urmărire penală? Și așa există riscuri și în momentul ăsta nu e acoperit. Mai mult ca atât, când o să vorbim despre control, o să vedem că când e dosar special, nimeni nu are acces, practic. Nici comisii parlamentare, nici chiar am văzut norme și ține de conducere a SIS, când vorbim de persoane care acordă suport, nici comisia parlamentară, când vorbim de metoda, tactica utilizată și tot așa. Deci asta e o zonă foarte, foarte gri. Un lucru tot interesant la măsurile speciale care pot fi efectuate cu autorizarea conducerii SIS, în condițiile în care, în mod normal, ele se autorizează prin mandat judecătoresc, dar sunt niște excepții atunci când este, o urgență, da? Sau când riscurile sunt atât de înalte încât nu există acest termen de a solicita în timp de 24 de ore de la instanță autorizare. Pentru un șir de măsuri speciale, ele pot fi efectuate în regim de urgență cu autorizarea directorului, după care se solicită validarea lor de către un judecător de instrucții și mare atenție ce se întâmplă aici. Dacă judecătorul de instrucții va stabili că ele au fost deci rezultatele acestor activități sunt ilegale, toată informația se distruge și parcă nimic nu s-a întâmplat. Nu cred că este corect acest lucru și atât când o să vorbim și de informarea persoanei, deci pentru mine asta trezește foarte multe dubii și cred că sunt foarte mari riscuri. Ce înseamnă asta? Adică a încălcat cineva legislația, a efectuat niște măsuri ilegal, rezultatele se distrug și mai departe ce? Mai departe, la articolul 13, aș ruga mult de atras atenția la temeiurile care permit inițierea unor măsuri speciale, de exclus din un șir de noțiuni, sunt termeni foarte vagi. Iată, vă spătați chiar la primul alineat. Informații devenite cunoscute. Ok, orice bârfă, da, orice... Eu înțeleg că în redacția, de exemplu, actuală a legii 59, e prea complicat acolo, informații susținute prin probe, nu poți să ai totdeauna probe, dar nici așa formulare, informații devenite cunoscute. Și ea va fi reformulată, că s-a mai referit cineva în anterior la acest subiect pe care noastră, deci vă referiți. Deci noi o să vedem cum o să reformulăm, pentru că noi, dacă în spațiu public există o informație, că există un funcționar public, face scurgeri, care are acces la secretul de stat și face scurgeri, dar tu nu poți să-l prinzi. Da? Și dacă tu cunoști această informație, atunci de ce nu întreprins anumite acțiuni în care tu o să-l prinzi în flagrant lucrul dat. Și noi, vă rog, credeți-mă că avem destui funcționari care au acces la secretul de stat, care fac scurgeri pentru alte servicii, altor state. Ca în linii generale, nu trebuie să înțelegeți că proiectul de lege a fost făcut pentru a contracara un asemenea gen, în ghilimele, de activitate a unor funcționari. Eu înțeleg riscurile, am menționat asta din start, dar totodată haideți să admitem și partea că la noi este o cultură așa un pic... De acord, eu din start am spus, deci noi o să reformulăm, da, deci într-adevăr formularea este una ambiguă, noi o să o formulăm cumva mai clar, deci dar obiectivul era anume pentru acest gen de activitate a unor funcționari care au acces la secretul de stat
și într-o veselie fac scurgere, deci pentru alte servicii, altor stadii. Deci tot așa o formulare este mai jos, tot în articolul 13, de exemplu, temei în legătură cu necesitatea de a obține date, tot așa un pic. Cel mai important la acest articol, eu vreau să atrag atenția, care din punctul meu de vedere trezește riscuri. Dacă vorbim de măsurile speciale care sunt autorizate de judecătorul de instrucții, o să vedem că normele stabilesc și niște condiții care trebuiesc întrunit cumulativ, care sunt obligatorii pentru judecătorul de instrucții când el decide, autorizează sau nu, și sunt trei acolo. Un pic așa n-am înțeles de ce în cazul când se autorizează de către conducerea SIS măsurile din competență, măsurile speciale din competență lipsesc, iată așa, cerință, a fi întrunit cumulativ niște condiții, dar așa e formulat că respinge, deci conducerea, da, respinge dacă este neîntemeiat sau neargumentat. Ok, neîntemeiat, neargumentat, asta e așa, destul de vagă din punctul meu de vedere, deci judecătorul trece un filtru, trebuie niște condiții să întrunească, la SIS așa e mai simplu. E întemeiat, nu întemeiat, argumentat, nu știu, cred că aici trebuie tot de văzut. Asta tot e articolul 13. În parte și ține de majorarea termenului de efectuare a măsurilor speciale, da? Problema asta care s-a ridicat, extinderea termenului până la 2 ani, cred că asta, da, înțeleg, poate sunt și pro-argumente, dar din punctul meu de vedere asta trezește riscuri foarte înalte, inclusiv dacă vorbim de controlul care e prevăzut de legislație, e prevăzut că se face pe parcursul anului, a măsurilor efectuate pe parcursul anului precedent. Aici sunt măsuri care o să dureze în timp 2 ani, cine știe dacă ele se finalizeze cu ceva, dacă se termine vreodată, nu știu, chiar termenul de 2 ani probabil ar trebui de revăzut. Un alt moment, la articolul 55 am văzut tentativa, eu spun din start, foarte nereușită și neprofesionistă de a reglementa condiții de prelucrare a datelor. Ce nu este în regulă aici? Acolo e prevăzut așa că prelucrarea datelor caracter personal se va efectua prin derogare de la legislația privind protecția datelor, dar efectuându-se conform legii acestea privind activitate informativă și contrainformativă. Eu vreau să vă spun că asta nu e posibil din cauza că, da, mă întorc repede, este dreptul la viața privată sau protecția datelor caracter personal, asta nu sunt drepturi și libertăți absolute, da? Ele pot fi restrânse. Dar din punct de vedere juridic, dacă vorbim de Republica Moldova, care s-a menționat azi, a ratificat Convenția 108, deci este legea 271 pe 2013, unde Parlamentul Republica Moldova, deci Parlamentul din numele Republicii Moldova, a formulat declarații privind modul cum va aplica Convenția 108 privind protecția persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor. Aceste declarații, da, stabilesc care să fie excepțiile, când Moldova o să aplice Convenția și când nu o să aplice Convenția. Dar de ce acest lucru este important, am uitat să menționez? Pentru că, da, Constituția prevede că un drept poate fi restrâns prin lege, nu trebuie să afecteze însăși existența dreptului, natura lui, el poate fi restrâns. Dar dacă vorbim de drepturi și libertățile fundamentale a omului și în dreptul intern intră în contradicție cu Convențiile, știți că se aplică Convențiile. Dacă nu o să fie rezolvat acest moment despre care eu vorbesc, asta o să fie cale liberă de contestare și condamnare a Moldovei. Prin legea 271-2013, Moldova a declarat că va aplica în totalitate Convenția, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat în mod stabilit, virgulă, dacă acestea nu se referă la activități de prevenire, combaterea infracțiunilor,
acolo măsuri de condamnare, proceduri penale, contravenționale. Deci SIS se încadrează perfect aici și nu are nicio excepție. Prin urmare, asta ceea ce v-ați propus contravine cu ce am enumerat. Cel mai important moment, din punctul meu de vedere, este că proiectul vine cu inovații. Am vorbit de anumite riscuri. Cum se contrabalansează tot asta? Eu mă gândeam că trebuia asta să regăsească la normele care reglementează controlul care urmează să fie efectuat. Dacă ne uităm în control, nimic nou practic n-a apărut față de ceea ce avem acum. Deci drepturi noi pentru SIS au apărut, tipuri noi de măsuri, definire, lărgire acestora, temeiuri, termen mai mare, dar pentru a contrabalansa asta, lipsește instrumente efective, reale, de control și concret ce vreau eu să spun. Dacă să vorbim de controlul parlamentar, vă rog să vă uitați tot articolul acesta, toate normele de acolo, toate acțiunile acolo, tot e poate, poate, poate. Eu, ca cetățean, îmi exprim îngrijorare, tare retrăiesc că comisia n-a spoate. Nu vă fiți așa, deci, okay, cu retrăitul. Eu vă asigur că deci noi avem un control privind și raportare, nevoie. Deci totul, avem și o subcomisie care, de fapt, trebuie cumva ies și asume mai multe. Sper că o și asume, da, după ce o să facem anumite lucruri zilele astea, da. Dar, deci asta este logica lucrurilor când tu, subcomisia, o conduci opoziție. Așa, din păcate, până anterior, vreo 10 ani de zile, dar noi nu știu cine putere și cine opoziție în Parlament, chiar dacă era o majoritate, și niciodată această subcomisie nu era condusă de opoziție. Dar logica lucrului este când tu ai opoziție, conduci cu această comisie și cuvântul poate să transformă numai noțiune. Nu, eu înțeleg. Deci noi trebuie să vedem totuși lucrurile care sunt și pot fi făcute. Și există normă care permite să faci lucrul ăsta. Da? Acum, despre calitatea celor, cum zice, acțiuni pe care le întreprinde o comisie sau alta, asta deja contează foarte mult. Dar există pârghii în care tu poți verifica, da? Poți merge în control, poți cere acte și tot așa mai departe. Și asta este un drept. Cuvântul poate acolo este în drept, se echivalează. Înțeleg, dar eu vreau să dezvolt mai tare. Deci, da, eu înțeleg că acolo nu e o soluție să scrii că va face întotdeauna ceva, pentru că nu totdeauna... Totdeauna când se scrie atribuțiile unei comisii, înțeleg. Deci se scrie care sunt deci, acțiunile pe care poate să le întreprindă pentru a obține anumite informații, pentru a putea obține... Pentru că mai departe ce face această subcomisie? Vine și în spațiu public, deja prin conferințe de presă, prin una pe alta, spune dacă sunt încălcate anumite drepturi. Poate mai departe să meargă cu încălcate anumite drepturi, poate să meargă la ombudsmanul care propriu zis prevede apărarea drepturilor omului. Deci trebuie să avem instituții funcționale. Deci ce pot eu? Noi putem să avem legi perfecte, dar dacă nu ai oameni care să le poată implementa, atunci degeaba faci acele legi. Deci pârghii, în linii generale, poate ele nu sunt destule, aceste pârghii le trebuie cumva de văzut cum noi sunt implicați și de ce alți actori pentru monitorizare, dar pârghii, Parlamentul, vă rog, credeți-mă, deci are destule pentru a putea fi în spațiu public un control parlamentar. Problema este nu Parlamentul cum face controlul parlamentar, după mine mai puțin contează cum face Parlamentul controlul parlamentar, pentru mine mai mult ar conta cum face societatea civilă controlul parlamentar, pentru că asta și mai mult contează. Că la o anumită etapă, acțiunile opoziției și cu acele care sunt la guvernare ar putea să intersecteze interesele, da, și să aibă de suferit societatea și nu cei care, propriu zis, dețin puterea. Ok, deci la acest articol ce am vrut să propun, da, de fapt, obiectând la noțiunea asta de poate, uitați-vă, de exemplu, raportul privind rezultatele controlului, la fel, poate fi publicat, desecretizându-se, excluzându-se conținutul informațiilor care se atribuie la secret stat. De ce n-ar trebui obligatoriu de publicat așa un dacă raport? Dacă sunt anumite date cu caracter secret de stat, păi excludeți, da, este norma, stabilește că nu, poate fi publicat dacă poate, dacă se desecretizează anumit tip de informații. Eu vă rog, aici dacă noi
facem piața centrală, permiți, de exemplu, da, anumite informații dar care nu, cu tip secret. Exact, nu, de exclus ceea ce ține nu. De secret. Deci, raportul, aici secret dat, nici nu ați fi. Deputatul care conduce cu această subcomisie are acces la secretul de stat, asta este unul. Doi, el poate să vadă dacă sunt încălcate anumite norme, dar da, anumite acțiuni care sunt acolo au, cum îi zice, pus griful secretul de stat, cer scuze de terminologie care o folosesc. Deci, el poate public să raporteze despre anumite încălcări fără să facă referire la anumite informații care sunt sub secretul de stat. Și aici trebuie să fim foarte atenți. În caz contrar, el cade sub incidența unei alte legi, dezvăluirea secretului de stat, și atunci răspunde penal pentru lucrurile date. Uitați, nu a fost propunerea ca să fie publicate informații care se atribuie la secret de stat. Ori, haideți să luăm altfel, însuși substanța la ceea ce se verifică conform conceptului ăsta de control parlamentar, uitați, metoda și tacticile serviciului nu constituie obiect al controlului parlamentar. Persoanele care efectuează aceste acțiuni nu se comunică iarăși membrilor. Și eu n-am propus asta să fie tot publicat. Informații statistică despre ce s-a verificat, câte încălcări au fost deci, stabilite. Numai statistică își poate prezenta. Apropo, că deci sunt unii agenți cu acoperire care nici directorul instituției nu știe cine sunt. Da? Că să știți asta. Da, și atunci... Comisia, în rezultatul concluziilor, poate recomanda... Nu știu dacă doar la recomandări trebuie să reducă tot asta. Și eu, în contextul ăsta, încă un lucru vreau să... De exemplu, dacă serviciu, a fost colega de la un operator telefonie mobilă, de exemplu, dacă serviciu solicită de la un operator telefonie mobilă anumite informații sau de la alt furnizor de comunicații, legea interzice expres, deci cum, la modul practic, această procedură, când se solicită, furnizorul, conform legii, da, conform procedurii, furnizează și este interzis acesta, să păstreze copia demersului, copia răspunsului, inclusiv electronice a informațiilor care le-au prezentat. Deci, hai să zicem simplu, urmele nu sunt. Ce o să verifice? Cum poate verifica cineva după asta cândva? Nu știu, sunt foarte curios. Deci, nu o să poată nimeni verifica. Ori nu, încă o dată, eu vreau să, la ce exact, pentru că ori nu v-ați exprimat. Iată, spre spunem că comisia o să-și propună așa un scop, da? Să aibă așa o necesitate, să stabilească că la Exulescu, în prevința lui Exulescu, s-o solicitat de la un operator telefonie mobilă așa informații, operator de telefonie mobilă, așa, informația prezentată și a fost asta legal sau nu? Cum a eu, în calitate de președinte de comisie, nu am dreptul și nici membru de comisie nu are drept să solicite așa informații. Asta păi, e așa de asta și-am spus că controlul ăsta nu, așa e foarte declarativ. Deci, nu, încă o dată. Deci eu, asta înseamnă că eu vin să preiau rolul deci procuraturii. Eu nu am dreptul, n-aș la semne lucrul. Nu am dreptul, vă spun din start, nimeni nu are dreptul din sala asta care sunt aici membri acestei comisii să solicite. Noi putem verifica, da, în controlul cum s-a afectat instituția propriu-zis activitatea. Dar eu solicit informații despre, apropo, noi trebuie să și aici să modificăm legea, în România există. Dar când tu vii și întrebi, dar nu știi cumva lucar pe acolo ceva, e că acolo cu ceva pe domeniul de cadastral, că nu știu ce, e că o problemă trebuie să rezolvată, se numește lobism curat. Și pentru asta trebuie de încetat cu lucrurile astea. La noi mai există încă apucăturile astea, haide cumva un funcționar, prin scrisori, prin nu știu ce. Dar dacă există anumite informații, deși care este solicitate, de exemplu, de serviciu, de la un agent de furnizare de telefonie mobilă, da? Deci toată informația, deci este în dosar, se pune, dacă este necesar, griful, cum îi zice, de secret, și mai departe asta se duce la parafă, cer scuze că eu, se pune deci, la arhivă, nu dispare nimic, nu are cum să dispară, deci asta e imposibil lucrul ăsta, cum să dispară. Deci orice acțiune care se întâmplă, deci este documentată,
puse, mai departe îi pot pun parafa secret și termenul, pe ce perioadă este, deși e că ce spunea domnul Buzean, problema este în termen, dacă spune 50 de ani și e că eu am 50 de ani, acum mă ne pui mâine, străiesc până atunci, e puțin probabil să am acces vreodată să văd ce a fost în dosarul dat. E că problema este cu acest termen, dar nu cu altceva. În continuare am vrut să menționez la același articol că, din opinia mea, principalul instrument de care ar dispune posibilitățile care le are Comisia Parlamentară, ce ține de a, elementar, de a contrapune statistic câte măsuri, da, evidența care o deține serviciu, cu evidența de la judecătorii, cu evidența de la alte sisteme. Păi nu poate pe cazuri individuale, dar la general, pe statistică, de ce nu poate? În punctul meu de vedere trebuie, nu că nu poate. De, nu are dreptul Comisie. Iarăși, încă o dată, noi putem asculta raportul de activitate, poate solicita pe anumite, cum zice, teme foarte înguste, de exemplu, iarăși, președintele subcomisiei date, poate solicita aceste informații să vadă dacă nu au fost făcute anumite depășiri de atribuții și mai departe, având aceste materiale, vine în cadrul comisiei deja generale, președintele subcomisiei, aduce-o la cunoștință, da? Cere măsurile pe care trebuie să le întreprindă comisia. Noi solicităm după asta audierea închisă sau deschisă, în dependență de materialul pe care el, tipul materialului, și mai departe, șeful subcomisiei sau președintele subcomisiei are dreptul să comunice public, nici măcar eu nu am dreptul să mă duc să comunic public, dacă sunt președintele comisiei, dar merge președintele subcomisiei care este condus de către, cum zice, opoziție, el merge și comunică despre aceste încălcări. Eu nu am dreptul. Deci asta, dacă vrem să construim o democrație, deci noi trebuie să înțelegem că trebuie să avem acest control din partea, deci, opoziției. Dar eu am spus, pentru mine nu asta e cel mai... Pentru mine cel mai important este cum noi să construim, deci, un control a societății civile. E că cei ce noi putem spune cu certitudine că trebuie să îmbunătățim proiectul de lege este cum noi construim un mecanism de control a societății civile. Că eu aici nu am răspuns, de exemplu, până în prezent. Ok, eu mai erau la acest capitol, pur și simplu, părerea mea că Comisia Parlamentară la efectuarea controlului trebuie să dispună niște instrumente elementare. Dar dacă ea nu poate nici statistica asta să o compare, nici cazuri concrete, păi eu nu înțeleg dacă mai trebuie articolul. Încă o dată, dispunem, deci societatea civilă o să facă ceva care nu face Comisia Parlamentară. Deci eu nu pot, de exemplu, să preiau rolul procuraturii. Despre felul cum lucrează, cum zice SIS-ul. Eu pot să aflu pentru asta prin intermediul președintelui de subcomisie, el face controlul, cum zice, poate fi pe anumită tematică, pe o anumită tematică, el face acest control și împreună cu alți doi încă membri a subcomisiei, ei discută între ei despre încălcările care sunt făcute și vă propun okay spre dezbatere. Deci ei iau, dar ei nu pot să preia rolul procuraturii privind un caz special în parte. El statistic poate să-l discute. Ok, eu am depășit momentul ăsta, eu m-am oprit mai mult la control parlamentar, pentru că eu cred că asta era unica posibilitate de a... Pentru că restul, dacă să vorbim de controlul efectuat de procurori care în prealabil supuși unor verificări, nu știu ce, personal, mare încredere, nu trezește mai mult ca, cu atât mai mult controlul intern, efectuat prin intermediul conducătorilor subdiviziunilor SIS, adică ei să vă verifica tot pe ei și tot ei. Deci controlul judecătoresc, da, cred tot foarte important. Spuneam problema că cu situația asta specifică, când serviciu va efectua niște măsuri care în mod normal sunt, pot fi efectuate doar dacă sunt autorizate de judecător, dar cu în cazuri excepționale le va efectua doar cu conducerea, doar cu autorizarea conducerii SIS. De ce, dacă se stabilește ulterior că asta a fost ilegal, în acest caz nu se va informa persoana vizată? Nu imediat, dar de stabilit în lege un termen, peste un an sau peste doi. Sau... Iată, momentul ăsta... Deci, domnul director, să mă răspund încă o dată la întrebarea dată. Deci, în primul rând, măsura de urgență, de desfășurarea măsurilor contrainformative, care se aplică, chiar și acum în legea 59, este în caz de strictă urgență, că acum se întâmplă, n-ai când 24 de ore să îmblă pe la judecător,
Te duci și, deci ea se desfășoară, în timp ce merge ofițerul să desfășoare măsura contrainformativă, direcția juridică cu toate semnăturile și documentele se duce la judecător, care în paralel se uite, verifică. Dacă judecătorul constată că noi am depășit cadrul legal și am depășit atribuțiile, el pe lângă asta, unu, dispune oprirea măsurilor, doi, distrugerea informației deja colectate, dar nu actelor care confirmă că s-a desfășurat așa ceva, pentru că astea sunt alte tipuri de acte, ele rămân în serviciu și la judecător. Trei, informează procurorul, asta scrie în lege, informează procurorul care va dispune verificarea legalității activității serviciului în cazul dat. Și respectiv procurorul are dreptul să informeze persoana asta, să o chem, să-i spună, uite, în adresa ta s-a desfășurat așa măsuri, care judecătorul a oprit-o, hai să mai departe să documentăm, să verificăm. Deci există prevederea care foarte strict stabilește în ce circunstanță, cum, clar, și care e responsabilitatea inclusiv penală pentru director cu semnătură. Sunt de acord ce spuneți dumneavoastră și eu exact așa am înțeles lucrurile, dar eu nu înțeleg în ce măsură persoana afectată să înțeleagă cât de tare a fost afectată, iată, de așa o măsură ilegală, dacă, propriu zis, substanța nu va exista. Ok, eu aș mai avea, dar am să lăs posibilitatea, înțeles că sunt colegi care... Nu, deci nu e problemă. Pur și simplu, la orele, noi ne trebuie să ieșim că vine altcineva în locul nostru. După păcate, noi avem 3 ore de când suntem aici în dezbateri. Dar vă rog. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitația la aceste consultări. Noi ne-am întâlnit anterior și cu domnul jurist și cu domnul director a serviciului. Am mai discutat unele aspecte. Am trimis în scris argumentele noastre comisiei. Nu am primit o confirmare a recepției acestor argumente, însă dacă este posibil, o să mai trimitem, pentru că cu cât mai mult citim aceste proiecte, cu atât mai multe aspecte apar și sunt necesare de a le discuta. Poziția noastră nu este de a limita atribuțiile SIS, recunoaștem că este necesar ca dumneavoastră să aveți toate pârghiile necesare pentru a ne putea apăra de toate riscurile la care este supusă societatea, însă este necesar de a evita toate ambiguitățile și neclaritățile din lege, după cum a fost menționat de către colegii mei, pentru a apăra drepturile persoanelor. Respectiv, o să mă refer doar la câteva dintre prevederile legii cu privire la activitatea contrainformativă și informativă externă. Spre exemplu, articolul 7, cu privire la asistența acordată la efectuarea activității informative și contrainformative, în special alineatul 2, cei ce ține de informațiile oferite de către prestatorii de comunicații. Este necesar de a descrie aceste informații oferite și modalitatea prin care ele se oferă într-un mod detaliat și într-un astfel de mod încât să nu poată fi interpretate ca serviciul să aibă acces a priori și direct la informațiile utilizatorilor. Spre exemplu, alineatul 2, punctul 5, spune că furnizorii trebuie să asigure în mod permanent și continuu condițiile tehnice necesare pentru conectarea și funcționarea mijloacelor tehnice speciale predestinate și așa mai departe. Sunt foarte multe prevederi care pot fi interpretate extensiv. Spre exemplu, chiar și punctul 9, care spune că să asigură acces continuu în serviciu la bazele de datele abonaților prin conectarea mijloacelor tehnice a serviciilor, echipamentul furnizorilor de rețele sau prin alte metode stabilite de comun acord. Nu este clar care sunt aceste metode stabilite de comun acord și respectiv aceste prevederi nu sunt benefice, mai ales atunci când jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu în cauza Roman Zaharov versus Rusia, spune că este esențial de a avea reguli clare și detaliate de interceptare, în special în contextul în care tehnologia valabilă pentru folosință devine din ce în ce mai sofisticată. Legea națională trebuie să fie îndeajuns de clară ca să ofere persoanelor o indicație adecvată asupra circumstanțelor și condițiilor prin care autoritățile publice pot utiliza astfel de măsuri. În continuare, în ceea ce ține de măsurile contrainformative stabilite la articolul 12. Cu privire la acest aspect, sunt total de acord cu domnul Bozean atunci când vorbim despre ingerința în viața privată a persoanelor.
nu are importanță că este o măsură mai puțin intruzivă sau mai mult intruzivă, indiferent de nivelul de intruzivitate, este o ingerință în dreptul privat a persoanei. Respectiv, toate aceste măsuri trebuie să fie autorizate prin mandat judecătoresc. Mai ales, colegii mei au vorbit despre alineatul 1, punctul C, punctul E. Eu aș vrea să atrag atenție la alineatul 1, litera A, care spune că serviciul poate avea acces la informațiile financiare și tranzacțiile financiare ale persoanelor. Anterior, Comisia de la Veneția a menționat că este îngrijorător accesul serviciului în astfel de tip de informație, în afara unui control judecătoresc, în afara unei urmăriri penale. Și respectiv, astfel de prevedere continuă să fie îngrijorătoare și acum, pentru că efectiv este aceeași prevedere din proiectul de lege asupra căruia s-a expus comisia. Dacă e să colaborăm articolul 12 cu articolul 4, dreptul subiectelor care efectuează activitatea informativă și contrainformativă, alineatul 4 din acest articol spune că în cadrul efectuării activității informative și contrainformative, serviciului se oferă acces gratuit la sisteme informaționale ale organelor de ocrotire a normelor de drept, autorităților publice centrale, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate. Deci, tuturor întreprinderilor, tuturor persoanelor juridice. Și prin urmare, considerăm necesar ca acest alineat să fie la acest alineat să fie adăugată formularea cu autorizarea prin mandat judecătoresc, ca să fie protejat dreptul la viață privată a persoanelor. Chiar dacă este o întreprindere și nu este o persoană fizică, de asemenea, cade sub incidența articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ulterior, dacă e să vorbim despre termenul pentru care se autorizează măsurile contrainformative, alineatul 5 stabilește durata totală de efectuare a măsurilor în privința unei persoane care nu poate depăși cumulativ 2 ani, dar acest alineat se referă la durata totală de efectuare a măsurilor speciale de investigații și nu la măsurile contrainformative. Este o greșeală tehnică, dar efectiv o astfel de formulare ridică obligația serviciului de a se restrânge în termenul ăsta de 2 ani, indiferent dacă este el acceptat sau nu, și putem vedea incidența în care serviciul va efectua măsurile contrainformative pe termenul care consideră de conveniență, fără a fi restrâns. Tot în acest articol, alineatul 6, măsurile contrainformative trebuie să înceapă la data indicată în actul de dispunere sau cel târziu la data expirării termenului pentru care a fost autorizată. După cum s-a discutat și anterior, această prevedere poate fi interpretată în modul în care măsurile contrainformative vor fi înfăptuite chiar și după data expirării autorizării lor. Domnul director și domnul jurist au spus că această prevedere va fi modificată, sper că așa și va fi, pentru că dacă nu, atunci trezește neclaritate și iarăși trebuie să reiterăm că Republica Moldova a fost criticată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Iordache versus Moldova, pentru că legislația națională nu a prevăzut o limită clară în timp a unei măsuri care autorizează interceptarea telefonică și deci putem aplica și în acest caz. În ceea ce ține de articolul 23 cu privire la informarea persoanei, foarte multe s-au spus și eu mă alătur la comentariile colegilor. Ar fi bine să atragem atenție și la alineatul 5, care prevede posibilitatea de neinformare a persoanei cu caracter permanent sau provizoriu. Noi considerăm că neinformarea persoanei cu caracter permanent trebuie să fie înlăturată, deoarece această posibilitate a fost criticată de către Comisia de la Veneția. Jurisprudența Curții Europene Drepturilor Omului permite o amânare de informare, dar nu o neinformare permanentă.
Și alineatul 6, foarte important, în cazul în care anticipat a dispărut temerile care au stat la baza neinformării persoanei supuse măsurii contrainformative, iarăși, ofițerul de investigație întocmește un raport și prezintă spre aprobare directorului serviciului prin care se solicită informarea imediată a persoanei. Deci, formularea ofițerului de investigație trebuie să fie schimbat în ofițerul de informații pentru că contravine însăși articolului 4 din prezentul proiect de lege. Și respectiv, dacă nu va fi schimbat, atunci iarăși se ridică obligația ofițerilor și serviciului de a informa persoana în cazuri în care au dispărut motivele de neinformare. Și asta e tot. Eu sper că m-am încadrat în timp și nu v-am luat prea mult. Mulțumesc frumos. Nu, deci, pentru că deja stau autoritățile noi. Da, deci majoritatea subiectelor au fost și discutate. Poți ați avut discuții de tete-a-tete. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. Până la mulțumit, doar și mie două minute, ca la opoziție. Înțeleg că guvernarea are nevoie de a se consulta. Da, doar două secunde, eu vreau doar două secunde. Uitați-vă, eu cel puțin am înțeles din toate cele expuse astăzi de către colegi două lucruri importante. Noi trebuie să instituim mecanismul foarte clar de control. Dumneavoastră, de fiecare dată spuneți, domnul președinte, despre societatea civilă trebuie să fie controlul. Societatea civilă face controlul prin simplu, prin posibilitatea de a fi informată și a cunoaște materialele, motivele și ca să le poată să le atace sau le contesta. Asta e ideea. Deci ea foarte susține ideea domnului Sergiu. Colegul care a fost un simplu cetățean, sincer m-a bucurat foarte mult problema ridicată de competența subcomisiei și a comisiei, iarăși el s-a referit la ceea ce este de moment. Și eu sunt de acord cu domnia sa că ar trebui să revizuim și poate să includem mai multe posibilități de control a subcomisiei, care va fi de fiecare dată a opoziției. De aceea eu am ridicat asta și în cadrul comisiei cu dumneavoastră. Haideți să găsim acest element. Da? Și sunt mirat foarte mult că astăzi nu avem prezenți nimeni din procuratură și din judecători, pentru că eu nu am văzut, am văzut doar de la Uniunea Avocaților, dar ei nu sunt prezenți și totuși controlul judiciar rămâne unul de bază. Eu știu că ați primit anumite avize negative de la partea procuraturii, cel puțin așa mi s-a informat, urmează să văd și eu nota, dar trebuie să vedem. Nu, știți cum vă spun, domnul director, țara cumătrilor, de ce fugim de cumătri, numai că iată, tot domnul Sergiu a aflat de la cumătri că a fost filat sau ceva de genul până la urmă. Așa că aici am vrut să mă opresc. Haideți să instituim modalități mult mai clare de control din partea societății civile, domnul președinte, cum spuneți dumneavoastră, din partea subcomisiei și, de ce nu, din partea procurorilor. Pentru că, la moment, legea chiar la CUNAR permite, dacă ne referim inclusiv și la acele momente când directorul decide asupra căror măsuri de investigație se vor face, eu aici am atras o atenție deosebită, anume la momentul ce ține de clasarea și nimicirea acestor dosare, pentru că cine va cataloga ca o informație a fi de bază sau nu, da, dumneavoastră scris în... Da. De ce? Ridic și adică vreau să spun acest lucru ca să audă și societatea civilă, că anume la cadrul nimicirii trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim cum să fie materialele date, înțeleg, dar spun doar, cum să fie ele păstrate, ce perioadă și ca cetățenii să aibă posibilitatea să conteste în cazul dat. E foarte important, pentru că dumneavoastră faceți articolul 23 trimitere că vor fi informați, dar aici eu iarăși am atras atenția că este o trișare, vor fi informați doar în cazul când au fost autorizat de judecător, ceea ce este autorizat de către director, dumneavoastră nu v-ați făcut această obligativitate, pentru că materialele poate fi catalogate iarăși ca irelevante. Trebuie și aici să înțelegem ce înseamnă material irelevant. Este o comisie care decide că este material irelevant sau decide o persoană la proprie unilateral. Atât ca să nu mențin. Mersi. Deci noi am avut posibilitatea și discuții când a fost prezentat în comisie proiectele cu înainte de a fi înregistrat, dar oricum
Eu vă mulțumesc. Rugămintea mea este de ce... Nu, proiectul era înregistrat deja, de ce discutăm. Acum urmează pentru până a fi proiectul supus dezbaterilor publice, da, eu promit că noi o să avem, adică am dere în Parlament, eu vă promit că noi o să avem dezbateri publice pe comportamente. Legea este foarte mare și cel mai logic e fi să luăm un comportament, îl dezbatem public, îl intervenim. Mergem următorul comportament, îl dezbatem public și la urmă facem o dezbatere generală. Deci lucrul ăsta o să întâmple deja în luna ianuarie chiar, deci primele, deci o să fie anunțate. Rugămintea este... Cei ce astăzi ați intervenit dumneavoastră să faceți în scris, domnul, deci Lungu o să vă spună care este poșta electronică care puteți transmiteți și după care o să avem dezbatere deja pe compartimente separate, că atunci când o să vină avizul Comisiei de la Veneția să putem să-l supunem spre dezbatere publică generală. Vă mulțumesc mult!